Ce frumoase! Bună și bine ai venit la Academie! Bine v-am găsit! You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Uite-mă că mă mai vește, mă! Mă știu cu Horia din 2006. Și m-am întrebat dacă mă cheamă oare. Da, na, a fost lume multă pe aici, dar uite că și-am mintit. Vreau să fii din nou cel mai frumos cadou. Să știe că urma să ne întâlnim în curând și băteam obrazul. De trei zile stai pe cap, jur tu l-ai pe vino încoace. Mintea-mi spune să n-o fac, sufletul la tine-mi trage. Ce frumos e la voi, dar voi nu arătați decât scările astea. Ia. Ce vrei tu de băut azi la podcast? Avem apă, ceai, cafea, apă cu aromă, apă minerală. Apă cu aromă? Da, de la Aqua Carpatica. Wow. Vreau să încerc apă cu aromă, n-am băut până acum. Just say it's me that you adore. Oh my darling, tell me when. Ce scrie pe pereți aici? Multe autografe, să zic. Foarte multe. Nu știu ale cui. Da, multe, multe. Și dragostea mea, zilele mă întreabă de-am să vin. Va fi doar a ta, domnțile mă întreabă, eu nu știi. Arată bine. Foarte frumos. Așa se cântă la voi, așa se... adică așa învățați voi lumea să cânte de frumos? Trebuie să vin și eu, că am mai rămas în urmă. Așa vreau să mă duc dimineața la sport și n-am apucat. Dacă fac turul ăsta de casă în, pe repede înainte de câteva ori, m-am rezolvat. Când eu mă știg, dar nu pe dragostea ta, dragostea ta. Ia să vedem dacă e cineva aici. 1, 2, 3, 4! Eu te cunosc, nu te-ai schimbat deloc. Ești minunat așa. Acum zi tu. Zi, 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 zi. Nu-ți poți imagina. Da. Dragă Horia, ce bine că rimează așa de ușor. Și nu mai știu, mă bucă tare mult să te văd. Și te iubesc. Și nu există foc care poate să aprindă și să mai stingă ce s-a prins de fundem. Doamne și domnilor, în această seară veți vedea melodia pompierilor din toată lumea. Yes! A fi pompier înseamnă a stinge focul. Și să vezi când se aprinde ca să știi când să-l stingi. Iar versurile sunt așa. E ca în strofa aia. Asta e piesa mea? Da. Păi eu le știu. De ce mi-ai dat text? Băi, și eu le știu, dar da, așa să fim egali. Ai crezut că ai scris, ai continuat să scrii ceva? Da, nou? M-am scris niște... Da, eu improvizez tot timpul, dragă. Am înțeles. Atunci când tu lipsești și când îmi este greu, rostesc numele tău. Alexandra, Alexandra, Alexandra. Atunci când ești aici, aici.
te rog, ce se întâmplă? Și când îmi este greu ca acum, pentru că am emoții, rostesc numele tău. Alexandra, Alexandra, nu-ți poți imagina. Zim, te rog frumos, anul creării acestei melodii. Da, păi cine știe anul în care a fost creat? Anul știu anul în care am cântat-o noi prima dată. Asta se reține. Ștefan, tu ai auzit vreodată piesa asta? Da. Și, o știai. Te întreb pentru că tu ai improvizat imediat. Înțelegi? Asta vreau să... O melodie... Ai, o melodie... cineva care nu știe piesa asta. Ia zi, Răzvan, de la cameră, tu o știai? Ești afară, ești concediat. Următorul, Șerban, okay, la sună, știai? Știai? Așa. Să stricăm o carieră. Iubire, tu știi? Vino încoace, hai, adu ceaiul încoace. Ce-i sau cafea? Cafea fără cofeină. Fără cofeină. Și mahar pentru apa fructată. Am vrut apă cu arome. Să fie fancy. Ce cafea de chef, apă cu arome. Ce aromă? De cafea. Spiritualul, le spirit man. De una verde, una roșie. Poți le, să ghicesc ce variantă. Aloe? Nu, e lime, mint, lămâie verde și mentă. Așa, sună bine. Este normala apea. Aici avem prezentatorul de la Robingo. Ăsta e flavor? Ăsta e flavor? Da, ce flavor. Da. Nu se mai face. Unde e aia cu căpșun? Asta e cu căpșun. Aia cu căpșun. Asta e cu căpșun? Hai să fie cu căpșun. Din mine? Tu bei din... Doamne, ferește! Deci aș vrea să... Asta n-am făcut niciodată, îmi cer scuze, dar trebuie să nu ratez momentul. Doamne și domnule, doamne și domnilor. Uite, se strânge. Da, e normal să fac așa spumă? Da, pentru că e fructată. Da, mă, e... Este că știu eu ce e. Este Strawberry Feels Forever. Strawberry Feels Forever. Băi, vreau să spun un singur lucru, că... Foarte bună. Eu am făcut-o. M-a ajutat și de la Aqua Carpatica, eu am dat flavorul. De obicei mă cheam acolo, în uzinele lor, în fabricile lor, și Horia, poți să pui tu mâna? Îmi bag mâna în apă? Pe butoi? Butoi de apă și se face aroma. Da, nu, o pun și nu știu ce. Nu, bag mâna direct. Și dacă vor mai cu efect, Horia, poți să te scufunzi și not pe acolo și... Draga mea, vreau să spun că îmi place că ai luat cafea, pentru că eu sunt un foarte mare fan cafea. Și eu. Și tocmai pentru că am mai băut 3 azi, mi-am luat o cafea de cofeinizată. Care așa este maximum gândit de cafele pe care le-ai băut într-o zi? 5. 5? Extraordinar! Dar cum le zici? Dacă prima este espresso de dimineață... Toate sunt espresso duble. Pentru că am intoleranță la lapte și nu vreau mai bea cu lapte. Am cerut Andrei lapte vegetal, zic că n-aveți lapte vegetal și nici lapte de capră. N-avem lapte de capră? N-aveți lapte de capră, nu știu ce se întâmplă aici. Nu, avem... Uite, astea sunt carențele pe care echipa noastră, Doamne, le are. Deja trebuie să vin eu să vedeți. Caprelor! Unde e capre? Unde laptele? Caprelor! Ăsta, Marius, la cum arată, cu siguranță... Nu, ești ca un țap. Nu ești ca o capă, ești ca un țap, dragă. Atenție, facem prezentările. Make the introductions. Ce să mai o brat frumos, o brat frumos. Doamnelor și domn... Am un prezentare pentru tine. Ok.
Una pe care, la care o să fii, îmi dai explicații. Ai multe explicații să-mi dai astăzi. Gata? Poți să le aduci aici, iubire. Poți să le aduci aici. La tine am văzut că se întâmplă multe lucruri. Lumea așa amintește. Eu i-am spus, Andrei, zic că noi ne-am mai întâlnit anul trecut și am zis că pe 2-3 ani în urmă mizez, dar mai mult de atât nu. Deci poți să-mi spui ce vrei tu, băi, că eu o să te cred. Cu 30 de ani, nu se amintește ce ai făcut, făcut. De aceea sunt eu aici să te explic. Doamnelor și domnilor, Alexandra Ungureanu. Alo? Da. Da, domn primar. De la Onești. Da. Cum? Da, Alex. Da, știu. Da, știu, Loredana și Alexandra Ungureanu, da. Cum? Bulevardul Alexandra Ungureanu. Zice că vrea să-ți facă o uliță. O uliță? O uliță. Eu cred că încedează unul dintre cele două. Oi, toți sau Republicii? E cu cedează? Domnul primar. Dom'le, nu cedezi nimic. S-a întrerupt. Atunci strada pe care am avut eu apartament pe Victor Babeș. Vrei acolo pe Victor, da, Babeș? Se poate? Da. Că Loredana stătea pe alta, deci nu ne certăm. E ok? Stăteam partea de sus a orașului, eu jos. Chestia mi se... Dar ea știu pe ce stradă stătea aproape de tine, nu? Tu și Loredana din Onești. Da. Mamele noastre învățătoare. Extraordinar. Amândouă, da, avem... O fată singură noapte cu pianul de șarte. Fii atent aici. S-a născut pe 28 decembrie 1981 la Onești, după cum și primarul ne-a confirmat. Ambiția o are de la mama sa, iar personalitatea, citez clar, am încheiat citatul, de la tata. De la el a învățat punctualitatea și seriozitatea. Alexandra Ungureanu a absolvit Facultatea de Relații Economice din cadrul ASE. Dar înainte de asta, în copilărie, și-ar fi dorit să se facă preoteasă și apoi inginer agronom. Pentru că vara la țară, al lui Baniciu, da, îi se părea superbă. Își dorea în special, fiți atenți ce visuri avea, își dorea în special să se plimbe cu șareta prin Via Nobilă. În copilărie asculta muzică românească la un patefon rusesc zi și noapte. Idolul Alexandre din copilărie era soția preotului din statul bunicilor săi, motiv pentru care vrea să ajungă exact ca ea atunci când ar fi crescut. Astăzi, la lucruri simple, e Alexandra Ungureanu! Am o rectificare. Eram sigur. Ai zis anul în care m-am născut și totuși ai zis că ascultam muzică la patefon. Da. Nu. Nu. Patefonul era de mult apus. Pick-up. Pick-up. Rusesc. Pick-up rusesc. Da, nu era... Nu, că și nu prea mai puteți spune acum lucruri. Instrumentele noastre sunt luate pe sub mână. Așa. Și pe sub graniță. Pe toate sub. Pianele, toate... Uite, toate instrumentele. Dacă mă uit bine, băieții sunt destul de fit, ar încăpea pe sub graniță. Cam da, toți. Nu, și mai avem la granița cu Mexic un tunel subteran. Spune-mi, ce înseamnă Via Nobilă? Ce înseamnă șareta asta? Tu ai văzut oameni în șaretă și ai zis, vreau să mă duc cum, pe... Cum? Inginerul agronom de la țară, de la Mihălcen, cum Naciorești, Vrancea. Și toată lumea din zona de acolo, dacă erai inginer agronom, erai cu șareta și verificai chipurile pădurea... Inginerul agronom era unul în sat, cum era și Popa și cine mai era... Unul. Și, mă rog, veterinar, tot unul. Valerică. Dumnezeu să-l ierte. Am murit. Dar cum ți-i aduci aminte? Uite asta că mi-aduc aminte. Excel. Pentru că eram fascinată de verile la țară. Sau, mă rog, acum cred că sunt. Pentru că atunci când eram foarte mică, eu fiind singură la părinți și eram foarte lipită de ai mei, mi-era greu să mă despart de ei și să petrec verile singură acolo. Mai veneau și ei din când în când. Bunicii mei erau fascinanți. Bunica făcea cea mai bună plăcintă cu brânză de pe planetă. Dar a preluat și mama rețeta. I-am zis să facă pentru azi, dar era la Ministerul Educației. N-a avut timp să ducă, să duce. Are o problemă. Ea mereu luptătoare. Are ceva de rezolvat și n-a avut timp să facă plăcinta, dar promis că recuperez. Acum am și zis, știi? Trebuie să nu-mi zici, acum tot timpul în fața mea va sta aici, va fi suspendată o plăcintă cu brânză. Da. Eu iubesc plăcintele cu brânză. Aș putea să zic că aș putea să fac o,
un turn, dar un castel. Și că nu sunt poale în brumul dovenești, că la Vrancea ei zic că nu e Moldova acolo. Ei zic că sunt munteni, culmea. Cu stafide, cu ceva sau fără, numai brânză? Atunci când eram mică, nu. Stafidele erau... Și în brânză se punea zahăr? Se punea zahăr. Puțin. Asta e. Dar brânza, era brânză, brânză de la vaca păscută pe Imaș, bio, iarba era bio, acum nu mai e. Nu prea să mai face cum era atunci, dar asta țin minte, de la bunica, satul bunicilor, grădina bunicii plină de flori. Știam, inventariam toate florile, știam în primăvară, că prima dată ghiocei și apoi narcisele, capilele. Toporași nu erau, toporași mai spre munte. Toporași? N-aveam toporași, că era mai la șes. Ah. Păi, la Brașov aveai toporași. Da, da, acolo da. Le aduceau păsările în cioc și le dă acolo drumul la mine, la Brașov. Dar vreau să spun că dincolo de toată atmosfera asta plină de un câmp plin de flori, tu tot în perioada aia, tu ai avut timp să faci... Deci ai fost foarte versatilă. Canto, pian, mai târziu chitară. Le-ai făcut pe toate. Mm? Am înțeles că ai studiat la pian Schumann prima dată. Această perioada din viața mea ar fi bine să nu se lase cu vreo cerință de monstrativă, pentru că, așa cum spuneam, au fost niște ani și eu nu mi-amintesc foarte multe lucruri. Da, adică de 3 ani încoace, puteți vorbi în concret. Despre vremurile astea, așa, mai rămas o aromă, un flavor. Da, am făcut un pic de pian. Dacă știau ai mei să vorbească cu profesoara și să-i ceară să învăț armonie, ca să se acompanieze copilul, să pună de drag la pian și să învețe să cânte un cântecel, cum era, sunt micât un năsturaș, dar ca mâine voi fi mare. Știți pe asta? Da. Vrea mama ca să fiu mare ca cireșul-n floare, însă dacă o să cresc, ce se va întâmpla cu mama? Dacă ea va îmbătrâni, parcă mă cuprinde teama. Dar asta e oricum, e greu de acompania, e grea asta, să duce pe... Aș vrea să rămân copil, ca mama să nu îmbătrânească. Doamne, dar cum făceau ăștia piesele de copii acum? Da. Și ea, ca și soarele, să trăiască, să trăiască, să trăiască. Așa era piesa. De la 6 ani mi-aduc aminte. Dar cine a compus asta, mă? Nu știu, dar e foarte grea, acum am dat seama. Da. Asta, Lady Gaga în tinerețe, asta e piesa ei. Deci asta cântam eu la 6 ani în curtea școlii, că m-au dat prematur la școală. Da, acompaniată sau era acapela? Încerc să-mi aduc aminte, asta cred că era acapela. Dar era foarte bună, mă țineam de tonalitate fără să... Spune-mi dacă să asta erai tu. Da. Eu sunt. Cine s-a dat? Nu, între ce s-a dat? În toate pozele în acea perioadă zâmbeam fără dinți, pentru că începuseră să crească acest dinți super de altfel strâmbi. Așa? Așa, că pe noi ne cheamă generația Cernobâl. Așa. Și că de asta cam toți copiii în generația mea aveau dinții strâmbi. Nu, cred că norul radioactiv trecând și pe deasupra Brașovului, cred că la mine nu se vede pe față, dar undeva în creier e ceva. Adică toți am fost atinși de această... aceste gaze, da. Da, și așa, doar așa zâmbeam toate pozele, fără dinți. Și acolo eram în Franța, în 90, la vila de vară a prietenilor mamei. Mama a făcut liceu pedagogic, da, și a făcut... La școlarul mic. Nu, mă, școlarul mic. N-avea asociație? Aoleu, ce mă zăpăcești. Ai răbdare! Ia, iartă-mă. Școlarul mic e acum. Acum e școlarul mic, e asociat? Acum e Și de asta duci la minister cu ăsta acum? Nu. Ah. Nu. Nu că vreau să o susțin, mă duc acum la minister dacă e cazul. Băi, gata, mergem la minister. Mergem acum? Cum ar fi mai gata să stea acolo? Nu, doamna că... Ungureanu, suntem aici cu noi. Nu, că i-ar conveni. Nu, că s-ar putea tu să rezolvi problema. Dar mama la 70 de ani s-a întors în învățământ. A ieșit din pensie, s-a pensionat în anul cu pandemia, pentru că școala pe Zoom și pe calculator nu era pentru ea. Până și eu nu reușeam să fac față cu tehnologia și să o ajut. Și a ieșit la pensie. Și anul acesta a început pentru că nu sunt învățători calificați. Extraordinar. Și care să-și dorească să lucreze copii. Dar cred că i-a dat o forță formidabilă. Îi place foarte mult. Dar ar vrea să fie și plătită bine. Și da, la minister. Tare. Pentru că e plătită ca în sectorul 2, nu ca sectorul 3. Și i-a luat, nu știu, niște bani din salariu. Mă rog, mama e o luptătare. Cum o cheamă pe Magda? Anca. Sau Anica, mă rog, Anica în buletin, dar lumea îi zice Anca.
și ei place mai mult, că Anica îi se pare că e mai de la țară și îi place Anca așa. Mai cocoană. Nu, Anita? Anica. 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 Era Anca. O cântăreață din America, Anita Baker. De fapt, ea era, cred că era. Anita Baker? Da. Eu știu doar de Josephine Baker, care nu, ea e într-o altă direcție. Îți spun eu mai târziu. Ok. Iar ea acum este că... Stai puțin. Mama ta lucrează acum la Asociația Școlarul Mic? Nu, Asociația Școlarul Mic este un ONG pe care mama l-a făcut. Extraordinar. Pentru că ea a tratat meseria asta de învățătoare ca pe mai mult decât un job. Și pentru ea e o pasiune și a fost o carieră, s-a implicat 100%. Pentru că mama mereu a fost așa, a vrut să fie top în orice ar face. Evident, suferind că nu a reușit să intre la facultate pentru că ea venită de la țară, de acolo din Vrancea, de unde povesteam, unde am văzut eu inginerul agronom în Via Nobilă, așa. Și-ar fi dorit ceva foarte pretențios. N-a dat și ea la litere, la drept. Ea a vrut să facă psihopedagogie. A dat, n-a luat, a intrat sub, adică a căzut sub linie și anul următor s-a și desfințat facultatea. Iar anul următor a vrut să dea la parte, la unde intrau, erau 200 de oameni pe loc și intrau evident copii de oameni care erau acolo într-un mediu cultural, artistic, de când se născuseră. Nu, ea o fată foarte bună și învățată, dar venită de la țară. Și a fost dezamăgită și anul următor, al treilea an n-a mai încercat, s-a dus la liceu. Sunt atâția actori, adică, care au dat de vreo 4-5 ori la ATF, de 4-5 ori. Mm-hmm. Mă rog, unii celebri nici măcar nu au trecut prin ATF, dar asta nu contează, pentru că talentul și, în cazul mamei tale, dorința asta de a fi un pedagog frumos pentru copii. Și a rămas pe învățământ și are generații întregi de copii care au devenit oameni mari, au plecat din țară, sunt doctori, prin mai știu eu pe unde, oameni realizați și acum. Și o sună tot timpul. La ea sună telefonul mai mult decât la mine. Extraordinar. Da, o sună. Și vin, când vin oamenii ăștia în București și o sună să se vadă cu ea, da. Deși e tipă, în același timp, foarte dificilă, zic eu așa, adică rocă tare, cum se spune, în primul rând foarte sinceră, nu știe să fie diplomată, adică ți-a zis o ți-a în față și cu copiii la fel, adică plus că ea apreciază mai mult, evident că e important să înveți, dar ea apreciază spontaneitatea și copiii ăștia care au replica și... Da, mă, că imediat îți spun. Ce? Ia, fii atent aici. O să-i? Da, imediat o sună acum. Nu, n-am eu aici ceva. Așa, nu mai știu ce m-a întrebat. De Școlarul Mic. Și și-a făcut un ONG. Și-a făcut concursuri de desen, da, cu mama și cu tata. La un an. Mamă, ce... Un an de zile? Mm. Pamponul ăsta-l mai ai? Eu sunt unul care păstrează. Pentru că acum vine o întrebare foarte delicată pe care am... Subiectul ăsta l-am aflat de curând și vreau să întreb. Primul microfon din viața ta pe care ți l-a dat tata-l mai ai? Este undeva, evident, lucrurile dragi pe care le-am de când eram mică. În același timp, noi ne-am tot mutat, adică din Onești am venit. Corect. În 2000 la București, a venit și mama. La un moment dat am hotărât, în ciuda refrenului lui Fuego, casa părintească nu se vinde, cum se zice, nu, eu am vândut casa părintească. Asta e pentru că se degrada și nu ajungeam decât de două ori pe an. Și înțeleg. Toate lucrurile, mă rog, o parte le-am luat la București, altele au rămas acolo, la țară, de unde e mama. Dar microfonul ăsta sigur este pe undeva. Era un microfon cu fir, eu îmi doream de atunci wireless, dar nu era. Cum poți să-ți doresc când erai mic wireless? Tu știi? Ai văzut la televizor, probabil. Am văzut la televizor. Și îl cuplam la pick-up-ul respectiv și se puneam, se auzea în boxă, dai seama, înfundat, pufăia, părea. Da. Tu ai văzut că Bublé cântă mai tot timpul cu wireless? Mi se pare... Cu fir. Nu cu fir. Scuze, cu fir. Cu fir. M-ați wireless-i de toți. Da. Deci când îl văd cu fir și îl trage așa, zic, băi, eu te înțeleg că-ți place, dar într-o bună zi o să te împiedici de firul ăla. Eu spun, i-am zis, măi Bublé, faci bubli. Da, și puneam ca să fie de scenă, îi puneam ciocolată de la Staniol ca să fie strălucitor. Mai târziu am pus Swarovski. Dar nu al lui, ci primului microfon pe care mi l-am cumpărat. Și al doilea microfon pe care l-am cumpărat a fost, culmea, varianta cu fir a microfonului pe care știam că l-ai tu. Avem voie să zicem?
Știam că ai un KSM 9, nu știu, pe vremea era scump. Da, 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 e 9. Și știam că n-a costă nu știu ce. Și eu nu permiteam ăla wireless și mi-a luat cu fir. Și mi l-au furat și pe ăla. Nu cred, când ți l-au furat? S-a dispărut de la sala de repetiții, sunt foarte supărat. Ei, oricum, că mi-a arătat poza aia cu ai mei, amintindu-mi în drum încoace că te știu, să mă rog, am gândat prima dată, că eu te știu de mult. Adică, normal că te știu. Știi că am fost la preselecție la Rovingul? Da. Nu contează, așa. Dar... Scuze-mă, stai că mai luam ratare. Și m-am comportat adecvat, am făcut prostii. Nu, dar ne puteți lăsa singur, vă rog. Am și eu de discutat ce am făcut în urmă. Eram cu... mică, măi, doar că eram foarte emoționată și nu m-a ajutat deloc, mi s-a părut că... Câți ani aveai atunci? Nu știu, eram mică în general, nu mai știu câți ani. Pro 12, 13. Pe acolo, cred. Extraordinar. Da. Nu ți-a zis? Fost... Nu, e prea de când îmi zici. God, incredibil. Da. Am fost foarte supărată. Bine, nu pe tine, că eu mă mândream cultura generală pe care o aveam, dar spontaneitatea îmi lipsea, pentru că, așa cum mă știi, sunt o emotivă și o timidă și m-am pierdut. Și eram supărată că nu mai ajuta. Mi se pur că ești aroganțel. Mi se pur că ești aroganțel. Cam? Foarte drăguț. Și a fost foarte frumos. Hai să schimbăm subiectul, să-i dăm ceva. Andrei, ajută-mă, dă-i ceva Alexandrei să o îmbunăm puțin. Oh my God. Da, te rog frumos să verifici. Ce bine gătește Andreea. Andreea a găsit felul 2, eu am găsit felul ăsta. Eu am făcut... Mamă, dar ce e aia, mamă? Mă, iubire, dar ce este astea? Astea sunt pentru noi muritorii? Astea, după miros din aia vechi, au stat în pivniță. Asta mai ales. Da, noi avem cramă specializată. De desubt? Da, bineînțeles. Ține niște butoi enorme. Da, mă, stai că ziceam că în afară de acel episod pe care tu nu ți l-am zis nici unul foarte bine, dar știu că am fost la preselecție. Deci asta mi se pare mai lăsat. Da. Acum am fost. Știi de ce e special? Pentru că noi acum sărbătorim chiar luna asta, nu 3 ani de podcast, ci 30 de ani de când am debutat la Rovingul. Iar povestea ta mi se pare absolut senzațională. Bineînțeles, abia aștept titlurile de mâine. Toți copiii vreau să fie. Mă rog, nu știu ce mai vreau să facă. Eu, când eram mică, fiind din Onești, am vrut să mă fac Nadia Comăneci, m-am dus la preselecție, azi că am picioarele groase, nu m-au luat. Am fost la Rovingul, nu m-au luat. Am fost, nu mai știu, într-un final... A fost bine. M-ai sunat în 2006. Și tu ești fata aia cu focul, cu apă. Da, eu. Da. Hai să cântăm. Yeah! A fost foarte bine, vezi? În 2006? Da. În 2006 am cântat. Vai de mine, vai de mine. Și asta vreau să zic că... Știi și tu cum e. Nu vreau să ne întristăm aici, dar pur și simplu când pierzi un părinte, viața și, mă rog, eu nu neavând familia mea, nu m-am măritat, n-am avut copii, asta este, dar familia rămâne aceea și în momentul în care pierzi un părinte, viața se împarte în before and after și dându-mi seama că eu te cunosc pe tine dinainte să moară tata, mi se pare incredibil. Că pe tata l-am pierdut în 2007 și e cumva, știi, anul ăla. Și am cântat pe scenă cu tine, cred că a doua zi după mormântarea tata. Am avut o petrecere, dar m-a ajutat enorm. Dar a fost singurul moment în care nu mi-am amintit textul de la Prinde Dragostea. Deși, mă rog, da. Și te-am rugat, ți-am șoptit, Horia, te rog să începi tu, că nu mai știu. Da, uite, vezi? Extraordinar. Nu le mai știi pasia, nu? Ba nu, eu știu foarte clar că noi ne-am întâlnit în... anii 2000. Eu ziceam 2008, dar acum mi-a adus aminte că era 2007. 2006? 2006. 2006 tu făceai acele concerte cabaret. Primăvara și toamna, câte trei seri. Exact așa cum tu, microfonul ăla e pe undeva prin amintirile tale și pe undeva, așa și eu am filmat acel cabaret și sper să-l găsesc pentru că atunci eram amândoi, eu un tânăr care își dădea seama că vrea să cânte, ți-am auzit vocea și era ca și acum, nu văd nicio diferență, din contră, acum ai mai multe armonice în ea, de la prima piesă mi-am dat seama. Și după aceea zic, băi, formidabil, vreau să cânt cu Alexandra pentru că mi se pare absolut specială. Iar când ai început tu să cânti
undeva Let's go, girls! Am zis, băi, formidabil. Nu e tipul din America? Nu e din România? Senzațional. Deci asta vreau să spun că știu că tatăl tău lucra la Rafineria Onești. Ce chestie. Da. Mi se pare formidabil cum tu, pe undeva și eu, pentru că am avut amândoi această dramă în familie, în același timp a trebuit să trecem peste ea cu zâmbetul pe buze, pentru că viața își curma cursul. Dar... Și pe mine m-a ajutat fantastic că am putut să fiu pe scenă. A fost cea mai bună terapie și asta am făcut. Am cântat non-stop până la Crăciun. Că, l-am pierdut undeva în noiembrie și până de Crăciun am cântat aproape în fiecare zi. Era o perioadă super efervescent. Am luat-o și pe mama cu mine și a fost mai bine așa. Iartă-mă, dar după aceea ai avut un slalom special printre compozitori. Așa. Și acum o să spun câțiva compozitori. Ia. Dinu Giurgiu, Ionel Tudor, Adrian Despot, Marius Secu și Cornel Ilie. Adică... Ce mix! Ce eclectic! Eclectic, exact! Era... Iar după aceea încerca și voi știți unde a fost Paula după toate experiențele astea și printre ele? Deci ea, efectiv... Cine e Paula? Selling? Da, Paula. Bine, Selling. Sora mea. Deci, Alexandra a fost... Paula, așa, Paula Selling. Alexandra a fost în backing la Paula Selling. A fost. Cum a fost chestia asta? A fost prima dată când susține... Pentru că și am început la fel în backing. N-ai să crezi lucrul ăsta, dar am început în backing și de fiecare dată... La ce? Vreau să... Aveam la Brașov, am avut o trupă. Îi zicea Blue Colors. Țin minte și acum. Și la aceea... Blue Colors, doar postul de backing au putut să zic. Da, și după aceea a doua zi... Băi, nu-mi place asta. Hai să spunem acum cumva trupei. Cum îi zicem? Apropo. Am schimbat. Dacă era și a treia zi, schimbam și în a treia zi numele. Așa, treia ai plecat. Nu, am stat. Am avut câteva concerte în deschiderea celor de la Conexiuni. Asta știu foarte clar că s-a întâmplat. Conexiuni. Iar eu eram frumos la clapă, luam frumos tetracordurile mele și eram cu backing-ul. Paula, a fost o colegă bună pentru tine de scenă? Hai să-ți povestesc. Să dăm totul. Cum am ajuns să fac backing. În 2000 m-am mutat de acasă, de la mine din Onești, așa? La București. Așa. Aici mai fac o paranteză. Mie îmi plăcea mult mai mult Iașiu. Eu când eram în liceu, mergeam la Iași, la TVR Iași, mă tot invitau la tot felul de emisiuni și promoveau tinere talentele, plăcuse de mine și inclusiv am reprezentat liceu. Era o competiție care pe care, îți mai amintești? Care pe care, la TVR? Da. Sigur că și da. Și am cântat pentru liceu, am fost super fan. Și îmi plăcea foarte mult atmosfera Iașiului, eu fiind oricum așa mai liniștită, mai de modă veche. Și la un moment dat... Eram cu ai mei, am avut onoarea să-l întâlnesc pe Dumitru Moroșanu. Pe Mitica. Exact. Nu mai știu în ce context ne-am întâlnit. Evident, ai mei deschizând porți cu o putere nebănuită de a ajuta copilul, au ajuns la acești oameni care pentru noi erau, zis, niște somități. Noi eram niște oameni simpli din Onești și am ajuns să ne întâlnim cu monștrii ăștia. Da. Din dorință de a mă ajuta și de a face ceva în muzică pentru mine. Și știu că eram în fața televiziunii române și Dumitru Moroșanu le-a spus alor mei, vedeți, aici se dă ora exactă. Dacă vrea să facă muzică, aici trebuie să vină copilul, nu la Iași, nu în altă parte, în București. Și am băgat la cap, așa am făcut. Am dat la facultate. Deși eu aș fi vrut să fac medicină, pentru că eram super pasionată de biologie, eram îndrăgostită de profesoara mea de biologie, aș fi vrut să fac orice pentru ea. Dar asta dublată și de cunoștințele aferente de... Eram bună la toate, învățam, deci zic. Dar aș fi vrut medic, doar că am zis, medicina e o carieră în sine. Eu nu vreau să cânt mai în weekend, dacă apuc. Nu, adică medicina ori o faci, ori nu o faci. Da. Nu că n-ar trebui tratat de toate lucrurile, la fel. Și am dat la ASE, pentru că îmi plăcea, mă descurcam foarte bine și la matematică, deși spiritul meu pragmatic este ceva năucitor. Eu cu economie...
Ceva rău. Așa. Dar am dat la studii economice limbi străine, pentru că, în egală măsură, îmi plăcea și limba franceză. Și eu zic cu franceză, asta trebuie să fac deci ceva. Deci eu cred că exista ceva ce nu-ți plăcea fizica. Ca materie? Am avut 6 la fizică. Fizică? Atât. În rest am avut 10. De ce nu mi-ai spus fizică, mie? Am avut 6, că nu înțelegeam fenomenul. Fizica era preferata mea. Nu te cred. Uită-te la mine ce fizică. Trebuie să râzi la poanta asta. Chiar era. Uită-te la mine ce fizică. Ai, nu. Bine că există și un silfidic aici. Da, măi. Nu, la fizică a fost dezastru. Da. Chiar nu înțeleg de ce. Trecem pe zi. Așa, și am dat... M-am scris la 3 secțiuni ale ASEU-ului cu gândul că, la una intru. Am intrat la toate, trebuie să aleg. Am intrat la studii economice limbi străine, relații internaționale, ce ai citit tu, dar n-am rămas la aia și la... Încă ceva, nu mai știu. Finanțe bănci. Așa. Și m-am dus la sales franceză. Fără să știu că într-o zi o să folosesc limba franceză la adevăratul potențial în muzică. Parce que c'est très sexy. La langue française est extraordinaire. Deci, c'est musical. On doit chanter quelque chose en français aujourd'hui. J'espère que tu as bien... Bien fait, bien joué. Bien sûr, on sait tout le temps. Nous sommes préparés tout le temps pour la langue française. C'est Julien. Făcut Julien. Este Julien? Marcel? Nu, c'était Bouillabaisse, aici de... Valdostana, aga, și... zi-mă. Valdostana? Și moi non plus, acolo. Ah, și je m'en fous aici. E foie gras? Vous n'avez pas de foie gras? Ce cântați? Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Ah, non, pas ça, je te vois. Aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Dommage, je te vois. On aime la minuit, voilà-moi la minuit. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. J'ai venu de București. Da, așa. Doamne. În anul întâi de facultate, unde am avut așa note extraordinar de bune, încât eram bursieră. Mama. Dar am fost și la Brașov, la festivalul, concurs studențesc Gaudeamus. Și ce ai cântat acolo la Gaudeamus? Amintești? Da, bineînțeles, sigur că da. Așa. Unde în juriu era Mihai Pokorski. Și eu m-am dus și nu mai știu ce am cântat, dar spre deosebire de toate fetele care mergeau la festivaluri și concurs atunci și se îmbrăcau frumos, cu volane, cu bucle. Eu am ajuns în pantaloni, eram mai băiețați, cu codițe împletite. Așa. Și am cântat, cred că frumos. Asta nu mi-aduc aminte. Cu tine nu am cântat așa bine în 2006, sper să nu găsești acea înregistrare, că aveam emoții foarte mari. Mi-am ajuns aminte, paranteză. Așa. Și am luat trofeul. Și nu-ți amintești de la Gaudeamus. Cu ce ai luat trofeu? Cu ce piesă ai luat trofeu? Nu. Dar era o ciudățenie, că știi că nu sunt... Ăștia toți... Băi, aici toți sunt șmecheri aici, wow, nu? Wow, da, wow, ce... Postiu cum dam juventutem, post molestam senectutem, sempre sintimove, sempre sintimove. Wow. Și Pokorski a zis, vino și cântă și undeva. Și a zis, da, ești foarte faină. El n-a zis că seamănă cu Shania Twain, cum mi se spusese până atunci la voce. El a zis, cred că Sheryl Crow. I don't know. Mă rog, mi s-a tot spus. Și urma să ne apucăm să lucrăm împreună la niște piese și să mă lanseze. Cred că acea perioadă a coincis cu relansarea unui... BH2. Da, adică relansarea. Lansarea, cred că atunci nu s-au apucat așa, de treabă. Așa, zi mai departe. De ce te uiți? Pentru că acum aduc aminte. Undeva în zare, nu, peste umărul meu. Mă uit la amintirile mele. Uite, acum mă apar în față. Așa. Așa. Și era foarte ocupat. Am schițat o piesă, mă rog, îmi scrisese o piesă, nu am apucat
să, cred că să imprimăm. Dar a zis, ca să nu stai eu degeaba, că a văzut că mintea mea era, lucra pe paranoia. Dacă nu-mi dai de lucru, o iau pe scenarită. Că, îți dai seama, ani de zile m-am dus la atâtea castinguri și încă nici n-am apucat să zic. Nu, cred că numai la... Castinguri de voce? La Lege Asia, nu știu dacă am fost. N-am fost. Dar am fost la Școala Vedetelor. Am fost la festivalul concurs, la Mamaia, la... La Tip Top, Mini Top, nu, erai prea mare atunci. Am fost, se făcea un tip, știi că se făcea în fiecare oraș. La Casa de Cultură am trecut printr-un Tip Top, Mini Top, dar nu mai știu cine a prezentat. Local sau pentru național? Local, local, local. Mai erau o chestie la care a fost și Bitman cu Bada Banu. Exact, am fost. La 12 ani. La 12 ani, prima mea intrare în televiziunea română. La Bada Banu. Era Bitman cu Anca Țurcașiu. Mm-hmm. Nu era Bitman, era încă Mihai. Mihai Constantinescu. Da, cu Anca Țurcașiu și Hapciu. Daniela Ancov. Daniela Ancov, bravo. Da. Băi. Da. Și atunci am cântat o piesă de la Dinu Giurgiu, pentru că am lucrat cu Dinu Giurgiu când eram micuță. Mi-a făcut piese de astea de pre... de adolescentă, pre... femeie mai matură. Cu și niște piese, ce ai putut cânta cu Paula Selling atunci? Așa, stai. Asta a fost task-ul pe care mi l-a dat Mihai. Pogorski. Da. Azi, uite, am vorbit cu Paul Nancă, este managerul Paulei Selling. Tocmai a plecat o fată de la ea. Te duci, cânti backing în formație, faci și un bănuț și e o școală foarte bună. Ceea ce s-a dovedit că așa a fost. Am cântat... câțiva ani buni cu ea și într-adevăr eram, eu din spate eram uimit la fiecare concert. Ce înseamnă vocea ei, performanța vocală, tehnică, emoție și muzică făcută la superlativ. E o profesionistă și țin minte cât de rău reacționa dacă îi se părea că o virgulă a fost un pic mai la dreapta și nu de trebuia să fie. Pe bună așa era? Perfecționistă, da. Și noi fiind... amândouă cu ochii albaștri, așa fete cu piele albă, foarte multă lume a crezut că sunt sora ei. Și... nu ești? Nu ești? Și fiind și mai molcom așa, eu cred că de pe atunci încă foarte multă lume crede că eu sunt băimăreancă sau mărămureșeancă, da. Lumea, pe unde mă duc prin țară, dar nu ești din Cluj, am crezut din Cluj, nu ești din... nu mai știu de pe unde au zis că sunt. Dar se pierduse urma Oneștiului într-o vreme. Da, și nu sunt din Siberia, acolo de la zăpadă. Da. Da. Toți colegii mei, și știu asta pentru că i-am întrebat, mi-au spus că ei știu foarte clar atunci când îl vedeau sărind pe Nașu și pe Maghetti, cine mai era? Și pe Robitot. Florin Romașcu. Și e obsesia de-a mea. Rogojan. De ce în clipurile trupei Sistem cu Rogojanu aferent, de ce ei nu au pus fața ta acolo? Adică treceau printre flexuri și butoaie și nu știu ce, auzeam vocea ta, emoții, cine, de parte, senzații, și departe de tine. Nu? Așa, departe de tine am apărut într-un final. Hai, domne! Hai, băgață! Hai, domne! Deci asta mi s-a părut... Și-a cântat cu ei pe scenă la concertul de adio. Adică de cât a fost concertul de adio? A fost la Sighișoara, nu mai știu prin ce an. 2010? 2010? Are? Da. Și atunci te-au pus. Hai, da, du-te în față. Da, cam toate fetele cu care au colaborat ulterior. Eu pe ei nici nu i-am cunoscut când se auzeau la toate radiourile, când se auzeau la toate radiourile Emoții, primul single... și de unde deschideai orice ușă, orice frigider de acolo suna piesa. Eu și am pe Moga. Cine? Moga, Marius Moga. A fost în Sistem? Marius sau... Moga a scris aceste piese pentru Sistem. Cum sună Emoții? Doar să mă duc aminte eu. Stai că era pe sus. După aia la Senzația am cântat foarte jos, că lumea și-a mai făcut legătura între... Învață-mă să visez. Oare acolo era? Când totul e pierdut, oare mai știu să simt, să ascult? Putea să fie de aici sau nu? Ridică-mă de jos și aruncă-mă spre cer. Oare mai știu să zbor, să sper? Suntem acolo? Ta-ra-ta-ta-ta. Asta era. Ta-ra-ta-ta-ta-ra-t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 a
Extraordinar, emoții. Eu nu am apărut cu ei pentru că ei erau o trupă marketată ca trupă de instrumentiști. A fost unul dintre primele proiecte făcute la noi în care solistul era voce de studio, lucru pe care nu prea aveam cum să-l înțeleg. Și era care Persafri Duo. De exemplu, era o trupă de doi topoșari care cântau, băteau acolo și s-auzea o piesă pe care cânta o doamnă. Am doamna, înțeles. Te uitai, nu era. Nu era. Nu. Am înțeles. Așa a fost și la noi. A fost Senzor și Sistem, nu? Ăștia a fost. Da. Eu țin minte că mi s-a întâmplat un lucru. Hands and Feet, la început. Da, eram prezentator pe vremea respectivă și țin minte că am luat microfonul, m-am dus în culise și era așa, știi, bătea un ritm. Era un ritm. Și stăteam în culise. Uite așa. Și era o armonie. Mă uit în stânga și dreapta. Băi, ăștia n-au solist. Dar de ce să n-aibă solist? M-am băgat așa. De atunci rugam inginerul de sunet. Îmi ridici mie puțin calea? Da? Ții minte exact prima dată când am început să țip. Când am început să cânt, scuza. Ții minte că cei de pe scenă zic: ce-i asta? Asta nu era în plan. Deci asta eram eu, nebunul care se băga peste ei. Dar de fiecare dată mi se întâmplă asta. Pentru că nu suportam ca o parte instrumentală să n-aibă un leading vocal. Nu suportam asta. Și văd că nici... La fel cu muzica instrumentală, nu prea avea ce să caute pe radio. Iar dorința a fost de a face din acest proiect unul de succes care să se audă. Și trebuia o voce, dar o voce de studio. Da, n-am... Am fost indisciplinată și nu mi-am respectat contractul. A trecut tu ce? Ai fost indisciplinată? Și am spus că eu sunt. S-a prescris, fără? S-a prescris. Păi nu mai dau judecat acum. Vezi dacă a venit vreo notificare afară. Nu, n-a venit. Fii atent aici cum definește Alexandra experiența cu trupa Crush. Zice așa. După Super Glorie, am pierdut teren. Ne-am pierdut din părinți, ne-am schimbat și ne-am dat seama că ne dezvoltăm diferit. Era într-o zi la studio și mi-am dat seama că de 10 ani stau cu ei non-stop și totuși sunt niște străini, de aia nu se mai leagă muzica. Eu am luat decizia de a încheia proiectul, au fost foarte supărați pe mine colegii, dar am simțit că nu se mai putea face nimic. Și așa e momentul ăla... Da. Am zis, bine, așa era. M-a speriat. E foarte greu, și asta s-a întâmplat la mai multe trupe, să se întâlnească lumea și la un moment dat să zică, băi, astăzi se bucură de întâlnirea lor, e o fizică, chimie, se întâmplă acolo niște lucruri și după aceea, peste un timp, te uiți așa unul altul și nu mai înseamnă nimic sau nu te mai îmbie să compui, să cânti și așa mai departe. Cum fugim de momentul ăsta? Asta e o chestie, întrebarea telespectatorilor, cum fugim de momentul ăsta? Așa, la tine variantă de răspuns. Da, te rog. 1, 2 și 3. Îți dai seama că mă tot uit și eu în urmă și în continuare, după atâția ani în care am făcut și alte lucruri decât muzică, alte lucruri care mi-au adus satisfacție și bucurie, pentru că lumea s-a schimbat foarte mult de atunci în domeniul nostru și e social media și tot fel de variante și am căpătat curaj și am învățat să mă exprim și altfel. Dar regret că s-a pierdut acolo, îți dai seama. La un moment dat, după ce l-am pierdut pe tata și felul ăla în care simțeam că familia mea e... refugiu absolut, în care nimic nu poate să... Nimic rău nu poate să mă atingă. Adică acolo mă refugiam, aveam ceva ce nu-mi ieșea, plângeam, mă duceam acasă, la unei și mă încărcam. Așa au devenit băieții ăștia pentru mine, prieteni. Și muzica pe care o făceam, doamne, eram atât de mândră de ce reușisem să facem împreună. Și chiar când sufeream din dragoste și mă despărțeam și nu știu ce, noaptea sunam... Ai suferit din dragoste? Adică și tu, nu numai eu, formidabil. A suferit cineva din dragoste? Nu. Ăștia sunt unuci, nu ți-am ei sunt niște unici toți aici, îmi pare rău. Te multe mi fraie. Nu. Desconcediați toți, nu mai aprindeți dragostea, gata. La ea e stinsă dragostea.
Da. Și după chestia asta ți-a dat și seama că... Și sunam pe Radu noaptea și ziceam, vai, Radu, hai să ne vedem. Și ne vedeam la orice oră din zi și noapte și povesteam și ziceam, Radu, lasă că o să fie bine și noi o să mergem mai departe și uite ce piesă faină am în cap și mă făcea așa să văd cu ochii minții tot ce urmează să se întâmple și așa s-a născut proiectul ăsta, pentru că eu nu vroiam trupă. Adică după ani de zile în care am trecut prin atâtea și cumva numele meu începuse să însemne ceva, refuzasem să fac proiectul Haikyuu, că mi se propusese cu scurt timp înainte. Când a plecat Dana și în țeală am zis da și după aia m-a răzgândit. Scuze. Te-ai sucit, da. Am sucit. Că a simțit că nu e locul meu. Da, adevărat că ești mai stilistic vorbind, dar ai făcut o alegere bună. Eu am fost și la clas, uite, acum mi-am să aminte. Asta aproape uitat. La clas? Am fost la preselecție după ce a plecat Mihaela... Cernea. Nu, Cernea n-a plecat, e acolo. A, și Mihaela acolo. Cealaltă. A, cealaltă, Florea. Și le-a plăcut foarte mult de mine. Doar că mi s-a spus, sau nu știu, țin eu minte greșit, că nu m-au luat, că eram mult mai înaltă decât Mihaela. Nu știu, așa, asta la vreun... Așa, mi-ar fi plăcut în clasă, îmi plăcea foarte mult muzica lor. Așa, da, dar da, am ajuns la Crash. Și eu le-am propus lor. Deci când, în momentul în care eram sigur, eu abia semnasem contract cu casa de discuri și îl așteptam pe Moga să-mi facă prima piesă. Dar în momentul în care m-am întâlnit cu băieții și am ascultat piesele lor, am simțit că acolo e povestea mea și locul meu. Și am zis, gata, noi de acum facem... Stai puțin. Erau doi băieți în Crash. Da, Radu și Sorin. Așa. Iar acum, de exemplu, nu i-ai mai văzut de mult. Nu, cu Sorin mă mai aud din când în când. Anul trecut a avut loc o întâlnire cu el, pentru că eu mi-am dorit să refac. Ok, și... Adică nu că mi-am dorit. A rămas acel what if. Cum da, ar fi? Și nu s-a mai întâmplat. Nu s-a mai întâmplat pentru că Radu s-a distanțat destul de mult și de lumea asta se ocupă de altceva. Am cu... înțeles. Da, nu își mai dorește. Evident, a fost finalul probabil destul de abrupt, neplăcut așa. Și abrupt. Mm-hmm. Eu am simțit că nu, atunci nu mai era loc. Adică aici sunt total liniștit. Adică pot să pun capul pe pernă cu faptul că am luat această decizie. Nu, efectiv, nu se mai găsea nicio variantă ca să se întâmple ceva coerent. Și... I want more. I need you more. Așa, iartă-mă. I need you more. I need you more. Cum? I need you more. 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 Deci, am și text. Deci, mie mi-a plăcut foarte mult cum ai împărțit tu textul. E un text de o profunzime și niște subtilități nebănuite. Dacă, vezi cum arată. Hey. Ia, vezi, ia. Alexandra! I know, wow, what you say when you walked away. And you didn't say all my love. Looking inside it.
Ce foame mi s-a făcut după aia. Nu, te rog frumos, până una alta spun eu. Băi, explică-mi o chestie, că asta mi-a scăpat. În 2009 și 2010, Alexandra, copilul acesta din fața mea, a făcut parte din juriul unei emisiuni. Nu vă mai aduceți aminte, dar... Niciodată. Peste trei ani. Be a Disney Channel star. Cu Smiley și George Hora. Mai țineți minte chestia asta? Da, mi-am amintit. Așa era sloganul, așa era poza? Ce e asta? Ce încerc să-mi aducă, caut frecvențe, să vină piesa înapoi. Ce piesă? Miley Cyrus, nu. You get the best of both worlds. Uite cine știe. Tu cine ești? Ce? E frasul lui Smiley Cyrus. Scul Smiley Cyrus. Nu că nu l-am văzut. Eu acum am văzut că se mișcă cineva acolo. Da, nu, el e... De nu. Ai fost la preselecție? Ai fost la preselecție? Dar cum era piesa asta lui Smiley? Cât o, mă? Miley Cyrus, Hannah Montana, de fapt. Era piesa de promovare a filmului Hannah Montana. Hannah Montana! Mini Miley Cyrus. Mini-mi. No, și aceasta, acest concurs Ei? A fost un concurs pentru copii, nu mai știu, până în câți ani, 14 ani, cred. Ok. 14. De fapt, era promovarea acestui serial care tocmai venea în România la Disney Channel, putem să spunem, nu? Ce vrem dar așa, că și s-au desfășurat în 5 orașe ale țării. Extraordinar. Iași, Cluj, Timișoara. Tu îți dai seama că imediat după aceea, în următorul an, începea Vocea României, în 2011. Da. E foarte interesant. Au venit așa. Mulți. Foarte mulți. Mulți și cunoscuți în ziua de azi. Respectiv, la București, a fost Ana Baniciu. Lasă-mă să verific chestia asta. Că... La Iași a fost Mario Fresh. Mario Fresh a fost la Iași. A fost Mario Fresh și a și venit. A fost în finală. Extraordinar. Așa. Nu cred. Și au mai fost foarte mulți copii pe care i-am văzut, inclusiv la Vocea României ulterior. Foarte bun. Numai că toată lumea cânta aceeași piesă și noi stăteam... Alu Miley Cyrus. Ia. Yeah. Și eu cu Smiley am fost în juriu. Am făcut această caravan. Alo! Te pup! Hey. Te sărut! Iubire, am și eu o întrebare. Ce ai făcut în 2009? În 2009? Da. Ce ai făcut în 2009? Super. Ai fost la o preselecție în 2009. Da, Disney. Și-a adus aminte, băi. Ana, mamă, te pupă al tău, Horică, dacă îmi spui melodia. Pe care am cântat-o? Da. Miley Cyrus. Bun. Dar nu mai știu cum se numea. De la Hannah Montana era o piesă. Bun. Trebuie să o caut pe YouTube. Cine e YouTube ăsta? Prietenul tău? E verișorul cu Covaci? Soțul, adică. Nu, Doamne. Adică soțul, vreau să spun. Asta vreau să spun. Da. Acum, față în față cu mine, este domnișoara de pe vremea respectivă care era la juriu. Mai ții minte cine era în juriu? Mamă. Deci nu. Da. Alexandra Ungureanu era... Mamă, dacă nu spuneai Burea, Miley mai era în juriu. Așa. Și atât. Îți spun eu. Dacă nu ți-aminteai, plecam de aici. Da, Alexandra săraca, dacă nu ți-aminteai, plecam. Da. Deci ne încercăm de jumătate de oră să ne aducem aminte melodia pe care atunci ați cântat-o. Se la chema You Get the Best of Both Worlds. Mă. You get the best of both worlds. Say after me. Aia e, da. Cânt-o. Cum era? Cum cânta? Cum ea? Da, mă, naiba o mai știe. You get the limo outside. Da da de da da de da 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 da. Pa ve ba pa 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 pa. Da da da. Asta mă dădea. You get the best of both worlds. Așa era? Da da de da da da. Da 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 da. Hai da, sing with me. Aia e. Încet, doamnă și domnilor, ca într-un sit arheologic, noi punem bucățică cu bucățică și facem o oală de lut de acum 200 de ani. Dar nu-ți merge internetul, nu, nu, eu mă bazez pe memorie. Dacă se duc toți sateliții și nu mai avem memorie, ne bazăm pe telefoane. Uite, Ana, uite, te-a recunoscut din prima. A fost acolo în fața ta. Iubita mea, abia îți mulțumesc foarte frumos. Mi-aduc aminte și cu ce era îmbrăcată. Stai, cu ce era îmbrăcată? Ceva negru, fustă scurtă, foarte, foarte scurtă.
Mă gândeam la taică pe și am văzut fusta aia. Nu, că am venit cu mama la casting. Da, atunci nu știu cu cine. Și era castingul la hotel, la Hilton, nu știu, ciudat. Dar aveai codițe în cap, așa? Aveai codițe. Multe. Da. Nu? Da. Ana Baniciu cu codițe. Story of my life. Nu, și da. Și că tu, deși știa că îl iubesc foarte mult, nu m-a sunat ca să-i pun pilă lui Fisa. M-a sunat. Deci, dacă vreodată o vedeți pe Alexandru Ungureanu la castinguri în juriu, e cu pile. Nu mă mai duc. Puteți să-i... Ea e înțelegătoare. Cât e? 3 kg de cărnat și 2 fierte. E una dintre cele mai șmechere voci din țara asta, Alexandra Ungureanu. Îți mulțumim foarte ne frumos. Ne vedem în curând. Și abia aștept să ne vedem la Teatrul Național. Da, pe chiar și cu Alexandra și cu tine, toată lumea ne vedem. Păi da, m-a chemat, că știa că ne vedem și dacă nu ne mai chema, îi băteam în braț. Că oricum vizualizează, nu facem. Îți mulțumesc, Hana mea Montana, ne vedem acolo. Dragi. I love you, pa. 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 Mama mi-a pus ghimbir, numai că nimic. Deci nu mi-a pus ghimbir aici. Dar nu, e și ghimbir, mie îmi trebuie ghimbirul, pentru că am zis, ghimbirul este foarte important, că duce boala departe. Boala și vocea. Pe bune? Da. Nu pot să cred. Hai să... Am nu... avut toată sesiune cu băieții de la Play and Win și am băut un ceai de ghimbir înainte, n-am mai cântat nimic. Da, tu bei mii roșu? Da. Dar nu acum. Sunt cu mașina. Păi nu, să ciocnim. A, ciocnim. Pentru ciocnit. Nu? Păi nu, că nu o să beau. Când se ciocnește, se sparge paharul, pare mi-e ciocnit. Da. Fii atent aici. Dar tot în perioada aceea, noi doi, fii atent aici. E repetat, tu mai ții minte pe tipul ăsta tânăr, Cristi? Da. Da? E. Am auzit că se însoară. For he's a jolly good fellow, he's a jolly good... Băi, toată lumea știe, băi, de... Fii atent aici. Și zic, fii atent aici. Vine Alexandra, știu, și-a început. Și-a început să cânte. Din prima a scos toată piesa. Aoleo, dacă și-a nu mânca ghimbir înainte. Fix da, acum? Da, mă, că trece ghimbirul. Doamne. Acesta este introducere. Stai să mă ușor, că nu iau tare. Acesta este un rară neagră, preferatul meu. Ce-i acolo? Ai pus inimioară. Da. Linguriță în formă de inimioară. Linguriță inimioară. La 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 la. La 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 la. Nu te mișca. Nu te mișca. La mulți ani, bine ai venit. Mă bucur mult să aud aceste acorduri care m-au bântuit după ani și ani. Ce de cât timp nu am cântat piesa asta? Ce cum mă strânge geaitul la piept, nu pot să spun asta. Băi. Și când cântam, era pe piesă, pe fiorul acestei piese, vreau să zic. Ce frumos era. Mă au gândeam, trecut? Câți ani au trecut? Vreodată se va mai întâmpla. 6? Ce câți ani au trecut? De când am cântat ultima oară. 17 ani? 17 ani? Stai că mi s-a pus un nod în gât. Băi! Da, dar nu recunoști acum, pentru că era părul e mai mult acum. Da, la mai fel mult? De... Da, mai mult. Ce bine miroase vinul ăsta. Mulțumesc! Ce minunăție de piesă! Ce moment, ce... Fai. Să punem căștile pe cap. Eu nu mai garantez nimic după ce am mâncat ghimbir, dar să vedem ce se poate face. Dan, dan. Bam, bam, bam. More. I can wait a moment more.
bă, fata mea, bă! Extraordinar, bă! Bă, mi-a fost dor de vocea asta să fie în live de 16 ani, am auzit-o. Sper că n-ai mai cântat cu altcineva piesa asta. Martor mi este scutul, martor mi este poporul. Deci nu că n-am bucat, n-am avut cu cine o să o cânt, pentru că de fiecare dată, every moment, every moment. Nu, îmi pare rău. Aia era lovitura mea de acolo. Îmi pare rău, nu te ridici la nivelul Alexandrei. Următoarea. Așa Doamne, Doamne. Băi, formidabil. Exact. Băi, formidabil. Tu ai... Să știi că voci ca a ta sunt foarte rare. Adică o voce pe care o auzi... Și cred că asta a fost și, de exemplu, dacă stau bine să mă gândesc, și flair-ul celor de la Sistem. Pentru că nu orice piesă, cu toate că acolo nu aveai melismele alea și carnea aia pe care o astăzi, știi? Dar, bă, atunci când auzi vocea asta, este o voce... Dacă eu cânt, obrat frumos, obrat frumos, ok, următorul, dar tu gândi, obrat frumos, stai așa și prinzi așa o nostalgie bruscă și cauza așa într-o melancolie. De ce? Pentru că pielea asta, vocea ta intră sub piele. Îți spun eu sigur, o simt și acum. Extraordinar. Acele bradului intră sub piele. Iar mie nu-mi place piesa asta. E una dintre puține piese. Ce e aia? Asta este efectul pe care l-am... E mult... Ăsta l-am folosit. Ăsta e de la Cristi. Așa. Este singurul punct de susținere, stâlp de susținere din casa lui. Când ia ăsta, casa lui se prăbușește. Și acum râde pentru că practic, casa lui este franjă. Practic, după mine potopul, da. Well... Asta e ploaie tropicală. Nu știi efectul de ploaie tropicală? Tu nu, nu mă plimb ca tine pe la pădurile tropicale. Până în România eu, aici, eu la eu, munte, la bradul frumos, eu nu pe palmier. Eu pe tropical nu pot să ies în tropical. Nu mă lasă nevastă mea. Pentru că e frică, pentru că acolo întâlnesc tropicana. Așa, în pădurile tropicale, eu sunt o fată numită tropicana, care trece din când în când. Ce faci, dragă? E tropicana. Deci, da. Încă o dată, cred că n-am auzit. Aplauze pentru Alexandra! Și voi nota momentul în care m-a lăudat și voi decupa și voi pune pe deci toate nu, platformele. Laudele sunt absolut normale pentru că... Dar stai liniștit că tot nu facem vizualizări. Fie-mi de aici. Lasă vizualizările. Treci la planurile. Așa, lasă vizualizările. La brânză. Fii atent aici. Așa e cu trufe. Dăm, foarte bine. Cu truth. E cu truth. Mult truth. E cu mult adevăr. Trufe vine din neologismul truth. Vă spun eu. Nu era o problemă, oricum zic toți, nu mai știm. Deci fii atent aici. Fii atent aici. Așa. Ești o fată tânără. În puterea vârstei. Dacă tu nu faci acum un proiect muzical sănătos, cu experiența, cu discernământul, cu puterea ta de acum, pierzi foarte mult. Eu de ce crezi că stau cu acești Julian Lepers și... Zic cum ziceți ție? Marcel Proust. Pentru că noi suntem în căutarea timpului pierdut. No! Zi-mi de unde e intro-ul ăsta ca să știu ce să gând. Unde vrei tu? Da, că vin eu la tine. Pe epoca, dar ți-am văzut ce nu să mai mergeți. Eu am făcut muzică în mod constant, din 2018 încoace, de când s-a terminat proiectul Crush. Dar lumea nu mai e așa interesată, se scoate foarte multă muzică. Știu. E foarte greu să facem asta. Știu. Jur că am scos niște piese drăguțe, dacă le-ai auzit, ți-ar plăcea foarte mult. Dar au trecut neobservate în... Ba nu au trecut observate. Neamturile online-ului. Nu au trecut neobservate. A trebuit să mă duc la Bravo Estil, să mă redescopere și generația tânără. Uite-o pe fata de la Bravo Estil, a fost foarte frumos. Și... Da, la Bravo Estil. În urma acestei situații fericite, cariera mea s-a repus pe picioare. Pentru că spun drept că vroiam să mă las de muzică. La un moment dat nu am mai... făcut sens. Nu știam încotro. Ca să fie și ca mine și ca... Adică pentru cei care ascultă, pentru marea masă, nu doar o chestie super nișată sau... Nu știu, eu știu că ascult mai ciudățenii, mai la, n-am avut întotdeauna cel mai comercial nas. De asta, cumva, în formula Crush, eram trei opinii și ne... Draga mea, așa. Eu știu tot ceea ce ai făcut tu. Uite, de exemplu, chiar dacă nu...
Noi am mai vorbit cu acest compozitor de care îți spuneam și eu l-am mai întâlnit în câteva rânduri. Eu știu ce scos tu, pentru că acum urmează piesa următoare. Bate, bate, bate inima pentru tine viața mea. Haide frumos. Acest clasic. Nu, muzica. Inima mea bate, bate pentru tine, nimic nu ne desparte, versurile bune. Asta n-a făcut-o Sanji Deac? Pentru, nu? Ce cu ea? Inima mea bate pentru Blondie. Da, pentru Blondie prima dată. Și acum și a preluat-o și Irina. Da, a făcut-o Irina. Dar știi care e chestia? Că dacă nu le spui, băi, vezi că piesa asta este de acolo, de mult. Ei nu știu chestia asta. Dar se poartă acum foarte mult remake-urile. Septembrie luni are o vârstă suficientă cât să fie trecută la... Nu, încă. Trebuie să se mai coacă. Da, nu, Blondie a fost inima, mă, era puțin mai veche. Dar mâine... Apropo, mâine pâine ne putem trezi că vrea cineva să facă... Da, se cântă în țară, dar na. Probabil că lumea zice, nu putem mai sus decât Horia. E 1,84 m, nu putem mai ajuta 1,87 m. Foarte bine. Dragii mei, dați-mi voie să vă spun că în cele ce urmează, un nou succes al Alexandrei vine chiar acum pe, în urechile și în ochii voștri. Este vorba de piesa Beat Beat. Bade, bade. Bade, bade. Bade, 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 bade. Bade. Cine bade? 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 Everybody looks alright. Everybody through the night. Somebody else gonna make you feel Alexander, make you feel good. Everybody take it. Everybody put a speaker. Everybody sing it. Alexander, stai că mi-ai făcut poftă de rep. Vreau să începem cu partea lui Mogau, știi? Aia de rep. A 24? Dai să o învățăm și după aia ne toarcem la... A 24 de motive. Aia o știi? Bineînțeles că nu. Am 24 de motive să mă gândesc la tine. Mă uit la cea din oră în oră. Am un fix pe ta iubire când îți par din senin. Deodată plouă și văd raze de soare doar în picături de rot. Tu ești singurul meu punct de sprijin într-o lume trecătoare în care niciunul nu știm încotro să luăm. Dar ne ținem de mână, nu contează unde mergem. Bun, îi dăm mai departe asta fără de repetiție. Oh, bate, bate, numai pentru tine bate. Oh, bate, bate, numai pentru tine bate. Inima, inima mea. Bate, 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 bate. Spune să n-o fac. Sufletul la tine trage. Mi-a intrat sub piele gra. O fi rău sau o fi bine. Poezie sub cearșa. O trimis ca două rime. Ai mei zic. Nu te complic acum. Că mie-mi place, așa-mi place. Ei nu știu că prea târziu deja. Viață peste cap și nici nu te cunosc prea bine. Ai mei zic, nu te complica. Da, da, da. Ei nu știu că prea târziu. Aia e. Oh, bate, bate, bate. Nu mai
pentru tine bate. Oh, bate, bate. Numai pentru tine bate. Inima, inima mea. Oh, doi, trebuie doi. Inima, inima mea. Hai să rămânem numai cu ritmul. Hai te cu rap-ul, hai cu rap-ul, vreau să faci rap-ul. Hai că am făcut toată repetiția, acum o să știi perfect. Am 24, am 24, am 24, am 24. Și văd raze de soare doar un picător de rouă. Tu ești singurul meu punct de sprijin într-o lume trecătoare în care niciunul nu știm încotro să luăm. Dar ne ținem de mână, nu contează unde mergem dacă ajungem împreună. Da, da, da. Deci facem finalul ăla. Tam 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 ta dam. Tam 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 ta dam. 1 2 3 și bate bate. Finalul. Oh, bate, bate. Deci, bine. Eu știu exact ce e așa se întâmplă. E mișto piesa asta. E drăguță. Place. Ați făcut-o foarte mișto. Da. Place. Când, când s-a făcut această piesă, eu... 2018. Ce făceai în 2018? Nu știu. Era muză pentru Moga. Vreau să te întreb o chestie. Că ai discutat despre Bravo ai Stir și mi s-a părut că, într-adevăr, eu m-am uitat din când în când la acea emisiune. Nu te sper că mănânc, nu? Ce nume? Nu te sper că mănânc. E bucuria mea. Eu aș vrea și eu, de imediat mă apuc și eu de mâncare. Când vorbesc eu mănânci tu și invers. Da. Deci tu ai fost acolo la Bravo ai Stir, la nu orice fel, la un fel de celebrities. Chiar celebrities. Iar lângă tine era Theo Rose. Exact, așa. Partenera mea de la... Fata aia 25 de ani, frumoasă, de la așa. Și cine mai era acolo? A fost Oana Radu. Oana Radu din... Oana Radu care a fost la Vocea României. Așa, tot el așa. Așa, după care... Când am o zi grea, când am o zi dură... Ea e Oana Radu, la 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 la... Da. Acum, da. Așa. Dar e aceeași... E aceeași. Aceeași. Și cine mai a fost acolo? A fost Raluca Tănase de la Bambi. Bravo. A fost Andreea Tunciu. A fost... Dea Codrea, o știi pe Dea Codrea? Nu. Dar dacă te-ai fi oprit aici... A fost Cristina Șușcanu. Deci fii atât aici. Eu, la lista pe care mi-ai dat-o, eu nu aș fi intrat într-o competiție acolo. De ce? De ce? Pentru că... Tu ai votat-o pe Teo sau pe mine? Nu, ideea este că toate fetele de acolo cred că erau dornice să câștige toate. Nu exista. Cred că era o competiție formidabilă. Da. Și cred că spectacolul ăsta, de fapt, voi l-ați transformat mai mult într-o competiție de style și de music style decât de fashion. Nu, au luat niște întorsături ciudate câteodată spectacolul ăsta. Și asta datorită vouă, celor care cântați.
Asta a fost foarte frumos și o șansă foarte faină pentru noi ca artiști, având în vedere că a fost primul sezon de celebrities, că până atunci au fost fete foarte pasionate de modă, care au venit cu ținute, dar știu că făceau și niște gale senzaționale, dar cu ajutorul altor oameni care veneau să performeze pentru ele. Mm-hmm. Ele se ocupau strict de ținută și de scenografie. Cu toții știam că moda rămâne totuși un pretext pentru concursul respectiv, fiind totuși un reality show, lucru pe care eu nu am vrut să-l fac timp de mulți ani, fiindu-mi frică. Nu știu de ce. Să nu fiu... M-am gândit că poate nu e cazul să arăt mai mult dincolo de muzică. A fost o vreme când piesele mele erau la radio și era suficient. Poate nici multă lume nu știa cum arăt. Nu mergeam la evenimente, nu aveam social media, mergeam și cântam, de mai spune duminică. S-au schimbat vremurile. Și a trebuit. Am vrut să fac asta. Dacă nu era miza asta reală, de care m-am simțit foarte atrasă, pentru că moda și fashion-ul pentru mine sunt niște preocupări de ani de zile, și pentru asta eu m-am dus. Dar știam că mă bag la greu. Cu riscul, na, că oamenii automat mă vor descoperi și ca personalitate, categoric, și ca discurs, și ca fel de a mă purta într-un context de acvariu cu pești. Acolo. Și că e posibil să mă placă sau nu, n-aveam de unde să știu. N-aveai cu de unde să știu. Nu am avut cum să mă pregătesc. N-am știut exact în ce mă bag, m-am dus. Care a fost, din punctul tău de vedere, cel mai frumos moment care s-a întâmplat acolo sub semnătura ta? Adică s-a rămas el la inimă. Stai să-mi amintesc din... e greu să nu zic de gala pe care am și câștigat-o, pentru că a fost în preajma Crăciunului, a fost pe 19 decembrie, final, am cântat cel ziua mai frumos... Ziua pe 28, practic. Da, am cântat cel mai frumos cadou alături de Cheo. Cheo. Și... Cheo! Asta e din melodia asta? Izade! Așa. Știi piesa, nu? Cel mai frumos cadou... Ce? Vreau să-mi fi din... Care? Cel mai frumos ce cadou... piesa asta? Așa. Și nu am cum să uit. Și cu siguranță emoția acestei piese, care a devenit așa un fel de Last Christmas românesc, așa, așa. Și revine fiecare an, s-a transmis și m-a ajutat. Dar am făcut gale faine, în care eu am avut ocazia să cânt multe dintre piesele mele, poate necunoscute pentru unii. Am cântat și spontan, am cântat ce mi-a trecut prin cap. Și Maria Tănase am cântat, am cântat și country. Am avut o țintă country. Eu trebuia să mă recoresc. Ce ai cântat tu country? De la Shania Twain. Și ce cântat tu popular? Of course, de la Shania Twain am cântat Whose bed have your boots been under? And whose heart gonna steal a wonder? This time, baby, feel like thunder, baby. And who's gonna run to? Whose lips have you been kissing? Deci pe aici, Shania, am normal. Înțeles. Dar pot să cânt și multe altele. Într-o altă viață știi că v-am născut la Nashville. Nu. În aceeași viață tu ești să ne atein, doar că... Tu ai fost la Nashville? Nu, n-am fost. Ah, ce bine că dacă spune că ai fost. A, tu vrei să te duci eu la Nashville. Eu vreau să mă duc, n-am ajuns. Când mergem copii la Nashville? Next year. We make a New Year's resolution. Pune acolo pe listă. Pune pe listă. A câta să fie? Prima? A doua dorință pe anul următor? La mine e clar prima. Cel mai frumos cadou ar fi ca anul viitor să mergem la Nashville. Așa, semnez. Așa. Tu ai scos piesa asta înainte sau după? Piesa aceasta, cel mai frumos cadou. Are 13 ani! Este o piesă lansată acum 13 ani. Extraordinar. Dar care rămâne la fel de fresh și frumoasă. 13 ani. Am cântat alături de Cheo în 2020, când a fost finala Bravo Estil. În anul respectiv am scos și o variantă All Stars. Stai că tu nu erai la All Stars. Nu, n-am primit niciun telefon. Eu sunt All Meteorities. Eu sunt la roci vulcanice. Da, nu știu, că nu m-am ocupat eu. A fost o variantă All Stars dedicată unei cauze sociale pentru copii. Și asta, dar piesa e veche și anul ăsta am încă o piesă, cred că la fel de frumoasă. Stai pe bune. Ce a stat și am mai făcut una la fel de bună. Abia aștept să auzi. Chiar mă bucură. Care e frumoasă, adică e așa, a piece of inspiration, cum zicem noi pe aici. Da. Așa.
Și a fost foarte frumos. Am terminat Bravo Estil. Am fost semifinalistă cu Teo, umăr la umăr. Am trecut prin toate emoțiile, țineam, că am crezut, l-am dat că ori îi zdrobesc eu mâna ei, ori a mie, pentru că stăteam una lângă alta. Și se schimbau așa la milimetru, din secundă în secundă, voturile. Extraordinar. A fost în direct? Da, a fost în direct. Extraordinar. Da, lumea vota și noi explodam, efectiv. Dar momentul ăla ne-a legat atât de frumos. Crezi că peste 10 ani vă veți aduce aminte de acest moment? Crezi că veți uita vreodată acest moment? Eu sigur nu, adică pentru mine perspectiva e alta. Partea absolut minunată și generozitatea de care ea e capabilă, ea nu, am simțit, m-am uitat în ochii și am simțit că nu-mi poartă pică, că nu are cum să fie supărată. Ea știa clar că eu aveam nevoie de acest moment, mult mai mult decât ea. Și toată lumea a știut din acel concurs că Teo este a rising star și că o să fie extrem de relevantă într-un timp mai lung sau mai scurt, în următoarea perioadă. Era clar. Acela a fost momentul în care a strălucit. 2020. Și de acolo 2020. S-a dus rachetă. Și de asta zic, ea nu a fost supărată și ne-a legat... adică ne leagă o prietenie frumoasă. Nu avem timp să ne ocupăm de această prietenie pentru că se întâmplă lucruri. Dar când ne vedem, o facem cu drag. Am să lansat și o piesă împreună și sunt convinsă că noi, la un moment dat, știi, o să ne mai intersectăm. Da. O iubesc din suflet, este minunată. Într-adevăr, ai zis un lucru foarte important. Cred că este una dintre cele mai generoase persoane pe care le cunosc. Pentru că, efectiv, ea, dacă de aici fiecare dintre colegii mei ar face o piesă, ea le-ar difuza pe toate. Știi? Ea nu are, nu, piesa lui Cristin, nu, piesa lui Marius, nu, doar piesa lui Ștefan, și piesa lui Sergiu, poate, nu. Ea, generozitatea este absolut... pentru toți și pentru toate. Ea îi susține pe toți, are vorbe bune chiar și pentru Chirilă, dacă îți vine să cred. Ceea ce mi se pare vârful generozității. Deci e formidabilă, Teo. Este. În același timp, un om foarte sincer și știe să spună adevărul. Deși e greu să spună nu, într-adevăr. Am văzut în foarte multe proiecte și răpește mult din timpul persoana ca să facă asta. O să învăț eu să spună nu. Nu, ia zi nu. Deci refrenul e așa, nu vă grăbiți. Ia. Vreau să fii din nou cel mai frumos cadou, aproape să te am în fiecare an. Vreau să vii acum, în seara de Crăciun, tot ce am mai bun ești tu. Stele albe, e cu tema. Vreau să fii din nou
cel mai frumos cadou. Aproape să te am în fiecare an. Să vii acum în seara de Crăciun tot ce am mai. Bravo, 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 bravo. Eu nu cred că până la această vârstă tu acum trebuie să fii scăpat definitiv 100% de trac. E formidabil. Aproape. Ia, uite, nu mai am palmele transpirate. Bine, au trecut și ceva. Wow! A trecut ceva vreme de când sunt aici și nu m-am uitat la telefon. Ei, mai există o speranță. Nu că sunt... Da. Asta e o piesă. Da, mai da. Dă-mă speranță. Deci, da, sunt atât de... Din păcate, atât de mult trăiesc în lumea virtuală. Trăiești mult în lumea virtuală? Da, de social media, de dorința de a face lucruri de acolo, de a fi... De a mă reinventa. Tu cum stai cu reels-urile? Faci reels-uri bune, tranziții bune de asta? E o întrebare bună. Foarte bună, mulțumesc pentru că așteptam întrebarea asta de ceva vreme. Eu cred că orice am face, că suntem pe scenă, că suntem sub scenă, că suntem pe spațiu virtual, că nu mai facem nimic, că facem ceva, că și ne uităm la televizor și după aceea ne permitem câteodată într-o dimineață să dormim până la 12 și să lâncezim în pat. Exact. Orice facem, trebuie făcut cu echilibru. Dacă dormim prea mult și lâncezim prea mult până la 12, atunci nu-i bine. Dacă ne uităm la prea multe filme, nu-i bine. Dacă... Nu, că nu le... Dacă suntem la concerte prea mult timp, nu-i bine. O, așa? Unde n-ar da să fie așa? Asta e problema. Nu, că a fost bine, a fost un an bun, nu zic. A fost fix că trebuie. Da, și social media asta. Totul trebuie să aibă o limită, trebuie să fie echilibru în toate. Gata, am înțeles ideea. Și uitasem dacă tu ai fost ca în toate, a trendsetter. Ai fost acolo, a venit valul, te-ai dus. E foarte adevărat, numai că am realizat asta și sunt puțin mai, nu știu cum să spun, mai cerebral la chestia asta. Și s-a întâmplat, ții minte și acum, nu pot să o uit niciodată, s-a întâmplat ca Facebook-ul, la un dat, după ce a dat foarte multe piste false și adrese false și a deschis fără reguli pe vremea respectivă, la un dat, multe adrese s-au dus la milioane de urmăritori. Și brusc s-a dat un fel de refresh și un fel de curățare și s-a retras cu 1, 2, 3 la unii, cu sute de mii și mai departe și a fost un prim... Băi, să puțin, da, dacă va dispărea de tot acest Facebook, ce faci? Sunt trist. Mă întâlnesc cu Alexandra, nu mă bucur de întâlnirea ei. Ce e Horia? Nu te bucur de întâlnirea cu mine? Ba da, sunt trist. Dar ce s-a întâmplat? Au dispărut toți de pe Facebook. Păi stai puțin, eu sunt în față, uite, sunt aici, în prietena ta de o viață, am cântat acum 16 ani, am cântat piesa asta. Eu ce să fac acum? Să fiu trist pentru virtualitatea situației, înțelegi? Uh-huh. Este un lucru important la care mă gândesc câteodată, să păstrez doza asta. Am greșit, am încasat-o, iar acum îmi revin. Zic, stai puțin, că trebuie să fii mult mai... Poate este mai... un nou început și pentru mine, iată, aici stau... Pe telefon, să știi că mie îmi place foarte mult activitatea de pe TikTok, mie îmi place foarte mult Instagram-ul, în continuare tot se mișcă, unii mai repede cu un fuleu mai mare, alții mai șontâc, dar mai consistenți. Îmi place foarte mult pentru că asta, de fapt, exact așa cum ai spus tu, este o interactivitate pe care o avem cu toți oamenii care ne înconjoară. Mm. Din toată lumea. Exact. E o chestie foarte importantă. Dar până la urmă, ei nu... substituie părintele din tine, nu substituie iubitul din tine, nu substituie prietenul din tine pentru a te rezolva și alte lucruri. Uh-huh. Deci, rămâne să... Înțelepte vorbe. Da, și bottom line, adică concluzia este următoare. De Crăciun, de Anul Nou și de Paște, pupă-ți întâi copiii și soția și după aceea treci la ceilalți. E foarte perfect. Simplu. Da, cuvintele tale... Încă, ce am mai zis? Ai zis așa. Yeah. Iubesc muzica și să mă exprim prin muzică.
Dar am luptat ani de zile cu acel track care m-a făcut să ratez multe momente în care simțeam că am atâtea de oferit, dar am dat foarte puțin pentru că m-am pierdut în fața audienței. Vreau să spun un lucru, pentru că citind asta am fost puțin uimit. Noi acum 16 ani, când cântam împreună, nu am simțit asta deloc la tine. Nu. Erai prezent, erai acolo, zâmbeai în jur, te comportai ca un om fără pic de trac. Nu știu de unde a venit declarația asta de la tine. Din jur. Purul adevăr. Nu. Înseamnă, nu te cred. Ba nu. Poate ți-mi minte mai înseamnă de că tu, cu unii și cu alții, îți dau dreptate la faza asta. Dacă eu, și hai să spun o chestie, lucru pe care, de ce vreau să spun, de ce am zis chestia asta? Pentru că sunt în fața acum, în fața televizoarelor, laptopurilor, telefoanelor, sunt fete care cântă, care au exact așa, nu pot, sunt timidă, sunt timorată. Eu am fost timid. E celebra întâmplarea mea, că m-am întâlnit după 20 de ani cu o colegă de școală și am zis, vezi că te plăceam în școală, că dar n-am pus să spun că eram timorat. Ea zice, nu cred. Ce vrei să-ți demonstrezi? cum a decurs seara, este micul nostru secret. Problema e foarte clară. Deci, asta vreau să spun. Uite, personal încă duc lupte, încă am îndoieli. Încă nu știu să asimilez pe deplin acest succes. Mă tulbură prezența lui. Este a foarte... A succesului, a muzicii. Ciudat să te vezi, Radin, pe ecran, să fii mândră de tine, dar totuși să spui întrebări dacă asta este calea corectă. Eu cred că ai depășit. Ai depășit. Am depășit, dar a fost o luptă de ani de zile. Cu dovezi. Bine, asta vorbesc de un episod de acum foarte mulți ani care mă bântuie, respectiv prezența mea la Cerbul de Aur în 2003, ca reprezentantă a României, alături de Nico și cred că Simona Nae. Ce s-a întâmplat? Ceva rău. Ai uitat textul? Nu, am cântat foarte prost. Nu există. Nu, eu nu puteam să respir, dar să mai țin o notă dreaptă. Nu vreau 2003, să văd viața vieților 2003, mele acea înregistrare. Da, a fost de mult. 2003 a fost acum 20 de ani. Este esențial acea înregistrare, pentru că datorită acelei înregistrări, tu acum te duci și mai ambițioasă pe scenă. Nu ți-ai pus niciodată problema asta? S-a mai întâmplat așa ceva cum s-a întâmplat în 2003? Nu. Nu, dar au mai fost apariții care, în care aș fi putut să strălucesc și cred că ar fi făcut diferența. Să dau furare, care nu toată lumea cunoaște, nu toată lumea să prinde, corect. Dar în care eu știu că dacă străluceam, ar fi făcut diferența. Au fost niște momente. De fiecare dată când am o problemă pe scenă, eu îmi zic, cineva vrea să mă vadă, e un test ăsta. Așa ne-am zis și colegilor mei. Când ți se întâmplă ceva nasol pe scenă, imediat în clipa aia, trebuie să zâmbești și să spui că ăsta e un test să vadă cineva dacă pot trece peste problema asta. E normal că poți. Tu să nu poți. Tu te-ai născut pe scenă, tu ești tatăl Hopa mitică. Efervescenței și a siguranței și a entertainment-ului. Nu, cine ar fi gândit că tu îți pui astfel de probleme sau ai astfel de stări? Eu am bănuit că am căpătat acest trac de scenă pentru că mult timp am gătat în concursuri pentru juriu. Și fiind competitivă, știam că iau coroniță mereu la școală, vreau să iau și la concurs și am pierdut bucuria de a cânta pentru public. Eu mă duceam, îi vedeam pe aia așa cu, la raza laser. Sabie laser. Sabia laser. Cum ce de laser? Peste tot erau lasere. Laser după laser. Și a venit și Imperiul contra-atac, că ce aveau? Lasere. Și, băi, și-au făcut și un liceu. Gheorghe Lazar, dă-l dragul de liceu. Wow. Așa. See you later, Lazar. Lazar. E vorba celebră. I'll be back, Lazar. Uite ce... Așa, deci asta a fost. Și au fost câteva momente acum, care înțeleg. M-au ajutat în timp și am simțit că s-a mai spart o bucățică de gheață. Da. 2004, când m-au luat... Tu și gălzirea globală. Da. Și iată unde s-a ajuns. Da. Mă rog. În 2004, cei de la Holograf m-au luat în turneu, Holograf și prietenii. Și Holograf? A fost Holograf. În ce este Holograf? Cum? Hologramă? Hologramă. Da, tot cu laser, cu oare legătură cu hologramă, cu laserul. Așa, cu, da. Așa. Și a fost o experiență fantastică pentru mine. Când am cântat cu tine, e pe listă, și Bravo Stil m-a ajutat, a fost
acolo finalul a trebuit acestui să proces. A trebuit să depășesc mult. Pentru că filmam atâta de mult, fiind pusă în atâtea situații în care nu a trebuit să mă mai gândesc la camere, la ce zic, la... am fost eu, pur și simplu. Adică corect. A apărut și în chiloți, la vreau stil, ceea ce nu... îmi trecea prin cap, eu fiind mereu iată așa, această filmare de la... Da. Așa, nu mai conta, adică am apărut dezbrăcată de toate hainele, cum ar veni cele ale fricii. Am înțeles. Și m-am relaxat și am zis, ok, bă, le-a plăcut de mine, m-au și votat. Bă, să că poate-s mișto. Ai văzut că poți să apar și altcumva și... Da. Și ai avut și confirmarea faptului că nu e rău deloc. Da. Și cumva nici nu... am vrut să mai demonstrez, bă, atâta sunt, asta sunt, uite, eu am de data asta, vin cu drag, vin cu bucurie și am început, deci eu recent, să trăiesc și să mă bucur de momentele astea care mi se oferă cu adevărat. Deci a fost un stragal de ani de zile. Tu vrei să zi... Bă, eu am simțit lucrul ăsta pe undeva, pentru că pentru prima dată când am văzut la podcastul tău muzical, mi-am zis, băi, stai puțin, aici trebuie să fie, e un alt rol, e o altă postură. Mhm. Dincolo de a cânta, dincolo... Stai puțin, aici este reporterița, prezentatoarea, jurnalista Alexandra Ungureanu. M-am simțit la fel de bine pentru că am încercat să nu mă gândesc că e altceva și că experimentez ceva nou pentru care, vai Doamne, nu am făcut o școală, nu m-am pregătit, nu sunt doctor, docent cu 7 diplome. Bravo, da. Da, și am luat-o ca pe o joacă. Am invitat, am început cu prieteni, tot așa foarte dragi, cu care să am ce să vorbesc, n-am momente de aia de blocaj, să nu știu ce să mai întreb. A decurs totul foarte natural, mi-a plăcut foarte mult, a fost o joacă și experiența asta m-a ajutat să mai deschid. Am invitat și pe tine, n-ai venit, ok? Suntem aici și mai contează, viața este minunată și același timp... Eu o să fac declarații în continuare în ceea ce te privește și o să spun că dacă acea colaborare a ta cu sistem a fost un aperitiv și nu te-am văzut pe scenă, dar toată lumea vrea cine e fata aia, m-am îndrăgostit de vocea ta cu adevărat la această colaborare pe care ai avut-o. N-am dat mai jos, pentru că respect, îl respect și pe băiatul care a cântat asta, dar când ai vorbit tu aici, deci băiatul cântă, îl știu așa. Cum cântă. Că eu l-am. L-ai învățat. Eu l-am învățat. Așa. Dar când tu începi aici, atunci strălucește piesa. Ca să vezi ce înseamnă timbrul tău. Iar timbrul tău va trebui să te gândești acum cu toată experiența acumulată în acești ani. Ca nu le spun numărul, le spun în acești ani. Vreau neapărat să te gândești la o chestie consistentă. Vreau să ai oamenii tăi, vreau să ai totul al tău pentru ca tu să îți poți definitiva și trece la ceva, au fost momente în viața ta frumoase. Acum tu ești cea care a strâns experiența și poți să le generezi. Sunt absolut convins. Dar... Uite, aici toată lumea compune. În afară de... M-a primit la voi să vin să mai cântăm, să facem lucruri? Nu fă declarații de genul ăsta, sunt riscante. Mai bea puțin vin și discutăm după aceea. Mai beau niște apă din asta aromată. Și, da, pot să spun că m-am apucat de niște lucruri pe care o să le auzi la anul. Eu am o formulă de scenă la care țin mai mică, în doi, dar sunt oameni care sunt în viața mea de ceva vreme și suntem prieteni și ne simțim foarte bine la cântări. Și anul ăsta au fost niște cântări foarte simpatice. Unde-ți doi, așa. Merge chiar un al treilea. Normal. Unde era al treilea, merge și o grădiniță. Așa zici. Și... Mă ocup, nu vreau să las armele acum, să fiu ce formă. Așa. Au fost foarte multe drumuri, au fost foarte multe proiecte care mă țin departe de studio, dar I'll be back. Dragi domnilor, iată, Alexandra se întoarce, un nou serial. Așa. Iar acum vom cânta piesa Na Na Na. Cum? Băi, na, na. Așa se numește piesa asta, Na Na Na. Na when I tam pam tam pam ta na ta era ta ta era ta 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 e na na na. Ce nu știi? Aoleo, fetițo. M-am săturat de. Doamne! Așa ceva. O să-i dau telefon mai târziu lui Beatman și o să-i spun că uite ce... am avut și eu o intervenție în melodie.
dragostea mea va fi doar a ta. Și dragostea mea, orele se duc și e în ușor, va fi doar a ta. Eu am auzit-o așa în tonalitatea asta și am zis: asta e viața! Lelele! Deci, aici, tu îți dai seama câți oameni s-au îndrăgostit de vocea ta când ai cântat așa? Partea asta? Așa se pare. So I heard. A fost foarte drăguț cu piesa asta. Eu eram în seminarul de contabilitate la... la facultate. La seminarii prezența era obligatorie, că altfel nu intrai în examen dacă aveai chiar puține absențe. Și eram ca o fată cu minte și studioasă la seminarul de contabilitate. Și în timpul seminarului mă sună domnul Bitman. Aveam numărul lui, întrucât fusesem pe la Bravo, bravissimo. Bravissimo ulterior, ulterior dănunțerele. Din fragedă pruncie. Mă rog, nu știu, nu mai știu când am fost prima dată la el în emisiune. Înseamnă că și Bitman are la rândul lui flair. Dacă el a ținut minte vocea ta. A ținut minte, da. Extraordinar. Și am ieșit din seminar. Nu, mai întâi l-am arătat fetelor. Look who's calling! Alo, contabililor! Uite, Bitman mă cheamă. Nu, numai fete erau în clasă. Contabililor. Da. Eu plec, mă scuzați, am ieșit și am răspuns. Și a zis, nu vrei să mergem la studio? Ba da, hai să mergem la studio. Lasă-i, cu contabilitatea. Incredibil. Da. Dar cine ar fi crezut că... Uite, o vezi pe fata aia care scrie acolo, în rândul... În ce rând erai? Doi, cred. Uite o fata aia din rândul doi. Cine? Una, Alexandra. Și ce face? Cu contabilitatea. Și la Stage Expert am fost, se trăgea albumul pur și simplu, mi-au arătat băieții piesa asta și am intrat să trag voci. Și nu ne-am dus direct acolo pe vocea de cap, unde eu n-am volum, dar e așa, am cântat. Asta e prima dată când ai cântat-o așa. Și am stat frumos, timbru, căldur, dar nu se simțea prezența aia, trebuia să fie feminină. Așa, ca să fie întruchiparea feminității. S-a rezolvat așa. S-au stins luminile în studio, am avut atmosferă. A, da? Da. Vrei să stingi luminile astea? Da. Stingi lumina, te rog frumos. Ia. Nu mai cu ce să prinzi de ăla, a? Bă, că lumânărea. Dar și domnilor, era în anul... 2001. Când 2002 s-a lansat albumul. 2001. Doamne vrește. Anul deci întâi, piesa da. Asta este de 22 de ani. Băi, frate, ce facem? De ce facem noi podcastul ăsta, mă, să ne amărâm? Când da, spune banii ăștia, ce facem, mă, băieți, bă? Dar ce a venit-o peste tine, tu m-ai chemat? Băi, fii atent aici. Eu cred că noi suntem o generație nouă care la 100 de ani va spune așa. Auzi, ce faci la 120? Așa discutăm. Dă-mi și mie, aprindești tu lumânările. Lumânări, dați lumânări încoace. Da, dă-mi aici, dăm lumânări încoace. Refacem. Ce să refacem? Facem din nou, facem ce trebuie. Auzi, da, doar de așa, de discuție. Așa. Mai dăm și lumânarea aia. Că nu, trebuie să fie una la tine acolo în față, așa. Așa. Altceva. Băi, ți-am zis, mă. Altceva. Băi, lasă-mă acum. Exact. Mama, trăit aici. Acum 22 de ani se făcea această melodie. Iată, stimați.
Nu, 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 dă-le încoa, dă-le încoa, dă-le... Una lasă acolo pentru Marius. Uite, mai, mai primul aici. Apreciez taciul. Deci fii aici. La un moment dat, tânăra Alexandra a intrat în studio. Ca să ne zicem borcan, cum se zice. Ca să duce romantismul. În studio, la un moment dat, în borcanul acela, cineva a spus de după glasvant. Alexandra, te-o frumos, cât mai multă implicare romantică, te rog. Mai încercăm o dată, tu la trei, te rog, atenție. Iar Alexandra cântă așa. Și dragostea mea va fi doar a ta. Și dragostea ta, mea ta, va fi doar a ta. Hai să facem invers, vrei când eu asta? Nu, 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 chiar vreau să-ți promul asta. Și eu o să chem, mamă, trebuie să cânt acolo sus. Deci cântă sus. Și dragostea mea, zilele mă-ntreabă dacă vii, va fi doar a ta. Nopțile dorul tu nu știi. Și dragostea mea, orele se duc și el ușor, va fi doar a ta. Clipele să vin acum nu cine era în partea alaltă, la Glasvan, la Burcan? Adevărul că ploaia tropicală n-a avut și uite ce bine. Băi, da. Băi, fie, între noi, așa cu lumina asta intimă, până nu se prinde lumea, să știi că Bidman nu are ploaie tropicală. El e în căutare de ploaie tropicală. Asta toată viața lui a făcut-o. Și acum putem să aprindem lumina ca să... Așa. A fost momentul... Mai era Eddie. Eddie Petroșel, da. Cred că la butoane era Mihai Coman. Mihai Drăguțu. Mm. Da, Drăguțu e. O voce, să știi că mi se pare că Mihai Coman era relativa ta vocală, un fel de o compatibilitate vocală formidabilă pe care a avut-o cu el. Și era un tip atât de inimos, atât de delicat, atât de, cum să zic, de sensibil. Știi? Mm-hmm. Ah! Oh. Au, s-a dus borcanul. Miroase frumos. Miroase vanilie, lumânarea. Păi da, el și cânta, când nu eram eu, cânta el, wow! Aoleo! Vai, se mișcă animalele astea? De unde ai știut? De unde ai știut? Ce să știu? Caracatița păi... e viața mea! Și ai și voase, ăștia sunt jumbo. Nu, dar e prea tare. Da. De unde știu? Caracatița e viața mea. Asta a fost mamă, jumbo și ăsta ce sunt, Ibire? Jumbo și rimci? Cum nu știi ce sunt? Baby, aici sunt niște baby. Ăștia sunt niște baby ceva, baby calamar. Au, nu, tu știi melodia mea Baby It's Over the Ocean? Boni. My bonnie lies over the ocean. My bonnie it's over the sea. My bonnie it's over the ocean. So bring back my bonnie to me. Andrea? Bring back. So bring back my bonnie to me. Bring back. So bring back my bonnie to me.
Și acum? Zilele mă întreabă. Da. Și acum, și acum? Vreau să gust din produsele pe care ți le-am pregătit. Aici, pentru că nu știu, chiar nu știu ce e. O să Andreea, ajută-ne. Andreea, ce e aici? Cu părerea ta de cunoscător de atâtea pladouri ai văzut la viața ta. Trebuie totuși. Să fie un calamar. Un calamar prăjit. Și îmbrăcat și prăjit. Bun. Ceapă. Prima dată când văd ceapă la, la fructe de pădure. Poate, la fructe de... Aha. Ce pachet? Nu era pachet, eu l-am făcut. Calamar. Mm. Ca să dea gust calamarului. E foarte bun. La mulți ani. Mulțumim. La mulți ani, copii. Mă bucur foarte mult că suntem împreună. Copiii mei sunt puțin obosiți, dar le place pentru că zâmbesc atunci când cântă. Nu mi se pare. Uite ce culoare, obraz, ce tot. Aoleu, hai să... O guriță iau și eu. Băi. Vreau să întreb ce mai face Tesi, piticul Shitsu. Ai noroc că n-a murit, că e bătrână și de întrebarea asta puteți fi una dureroasă, v-ați riscat, că la că e după anumită vârstă. Câți ani are Tesi acum? Are 14. Și maica Sabela are 15 jumate și trăiesc. Da. Și păi, unde s-au dus? S-au dus până la Gerovita. Nu, au că le dă mama aloe vera, tu ce crezi? Pe bune? Da, le dă aloe vera cu siringa din borcan, face acolo mixtură. Bun. Da, da, nu, pe tot felul de poțiuni din astea, ierburi, da. Și ghiși ce mănâncă. Uimește-mă. Iepure cu linte roșie. Incredibil! Pentru că au vârstă și carne de iepure e mai curată și lintea roșie, tot așa, bio. Păi cum crezi că ajungi așa, treci prin viață? Trebuie să ai grijă. De mâine mâncăm doar iepure, pregătiți, nu mai mâncăm pește, mâncăm iepure. Da. Sunt în viață, dar din păcate Tesi, fiind într-o rasă cu o sensibilitate foarte mare a ochilor. Mm-hmm. Că știi că era din alea, știi cum gen mop de șters praf, da. Cred că am fost cu ea la o repetiție cu tine, e foarte posibil. Și de obicei au părul lung și stăpânile fac un moț în vârful capului. Cristiana, tu ce ai? Shihatsu. Shihatsu? Shitsu. Și el are Shitsu. Același? Și tu? Și îi face tot un smoc în păr. Da, că nu e foarte ok, pentru că tocmai de asta au părul foarte lung, ca să le apere privirea sensibilă. Și, mă rog, a făcut un glaucom și a orbit. Dar este bine, se obișnuiește și cu stilul ăsta de viață. Adică e ok, e bine. Sunt bine amândouă cățelușele. Bravo. Doar că nu mai pot călători cu ele, pentru că sunt foarte atașate. Tu vrei să spui că ai călătorit cu ele? Normal. Le luam peste tot. Și plecam și cu mama, le luam mașină și... Le-am băgat și în hotel. Nu, unii au știut, alții nu. Când eram mică, am luat-o. Eram micuță, băgam în geanta din aia de voiaj, până în cameră. Tu ai o mișcare în viața ta. Sau ai făcut o alegere în viața ta care a arătat o putere formidabilă. Atât a ta, cât și a mamei tale. Practic, după câțiva ani, după ce tatăl tău dispărea, ce ai zis tu lui maică-ta? Mamă. Deci mi s-a părut o decizie spectaculoasă și după ce mi-ai spus cum se luptă ea la minister, acum am înțeles-o mai bine. Mamă, hai în America Express, în Asia Express. Da. Deci eu cred că orice om, băi, lasă-o așa, dar tu nu. Nu. Tu vrei activitate, tu vrei adrenalină, tu vrei să fii pusă, nu numai tu, într-o situație dificilă, dar având-o pe maică-ta alături. Acum, te întreb, tu ai alături pe maică-ta pentru că tu aveai nevoie de liniște ca să ai putere să duci toate testele? Cum a fost decizia asta luată? Eu așa mi-am făcut. Băi, de ce a luat-o? Ok, televiziunea lasă asta, nu? Dar de ce a luat-o? Pentru că, până la urmă, acolo vorba ta, dispare televiziunea. Da. Acolo numai, băi, acolo trebuie să ajung la finish, trebuie să mă chinui, trebuie să mă lupt. Și atunci nu mă interesează televiziunea. Trebuie să am lângă mine o persoană în care cred, o persoană care știu limitele și o persoană care să îmi dea în boldul ăla. Mm-hmm. Și cred că maică-ta a fost exact în sensul ăsta acolo. Fix așa, ai intuit bine. Admiram proiectul ăsta de foarte multă vreme și aș vrea să mă duc. Nu știam exact
cu cine, na, la un dat se pune problema, nu știu, cu un partener, dar meu sau poate cu vărmiu, m-am gândit într-o vreme. Dar când a apărut chemarea efectivă, n-am stat foarte mult pe dar gânduri. Dar cum ai spus într-o zi, mamă, ce ar fi să mergem și noi acolo? Da, ce-i zice să mergi cu mine? Și a zis da din prima. În primul rând că nu știa în ce se bagă. Nu prea s-a uitat, nu prea s-a uitat la televizor. Dar a avut încredere în mine. Așa. Doi la mână, știa că mă ajută. Ca expunere. Mama a fost cu mine de mică, știe ce înseamnă și culisele acestei lumi. Și e foarte adevărat de asta, nu că... e ceva tipic față de... Da, da. Iar eu, într-adevăr, știam că pot să plec liniștită, pentru că să nu am telefonul ca să pot să știu că e bine timp de câteva săptămâni sau cât ar fost să fie. Bravo! Uite, la asta m-am gândit. Ar fost greu. Poate nu e foarte sănătos că să gândesc așa, dar știam că aș sta cu grijă. Și s-ar putea să fie ceva care mă trage în urmă, știi? Nu, eu te înțeleg acum. Așa, iar doi la mână, ca să înțelegi. Tu ai cunoscut-o pe mama, cred că am avut-o la poză cu tine și cu ea, a fost la o cântare la un moment dat. Cred că da. Eu, dacă aș fi fost ca mama, să semăn cu ea, că noi nu prea semăn, eu semăn de pe partea lui tata. Să fiu, să am personalitatea ei. Așa. Și ambiția ei și determinarea și să eu nu trecea nimeni pe fața mea în muzica românească. Nu știu cum să spun. Eu era cea mai șmecheră. Mama, noi suntem aici și te pomenim. Eu sper că înțelegi că totul o facem din dragoste și vrem să avem și noi puțin din puterea ta. Când vrei tu, ne mai dai și nouă puțin. Da, mama e sufletul petrecerii, cum se spune. Adică într-o încăpere când intră, n-ai cum să o ignori. Eu pot să mai intru așa până mă deschid, până trebuie să ai răbdare cu mine. Da, da. Trebuie să-mi oferi timp. Trebuie să... Nu genul care vin și am umplut, cum ești tu, umpli încăperea. Da, eu sunt bine făcut. Așa. Sunt mai bine făcut, dar. Ce vrei să... Asta e bine făcutul meu. Da, și m-am bazat foarte mult că o să pună încurcătură răbia pe cei din echipă, pe cei de acolo, că o să se descurce. Mama are o capacitate de a comunica pe limbajul oricui. Și mimic, o gestuar, ce vrei tu, tot. În principiu așa a fost până la un punct. Din păcate a luat competiția, adică nu ai cum să nu iei în serios, dar a dramatizat totul și a fost un plâns și o durere și a fost destul de greu. Mie mi-a plăcut foarte mult proiectul. Nu am regretat nicio secundă. Ai întrebat-o, de exemplu, după ce a trecut. Băi, m-au zis că, uite, te-ai uitat, ce ar fi schimbat? Ar fi schimbat ceva? Ar fi, băi, mă regret atunci că am plâns sau poate aș fi... Pentru că și ea, asta e interesant, și ea ți-a descoperit. Știi? A avut ceva regrete? Bă, aici trebuia să fac mai bine, aici trebuia să jur mai mult. Aici. Nu, ea e foarte sigură pe ea. E gemen, adică e foarte sigură. În secundă, în jumătate de oră, susține exact contrariul. Nu are nicio problemă cu aceeași convingere că e ce trebuie. Nu, ea n-are ce să-și reproșeze ei. S-a bucurat de experiență și, în primul rând, de felul în care cunoști niște oameni din... cu care n-ai avut de-a face și nu te gândeai că vreodată o să ajungi cu niște oameni într-o țară străină să le dormi în casă. Pur și simplu, nu ne primiți, uite, suntem și noi două amărâte, am venit la emisiunea asta, suntem în concurs. Suntem rupte, nici nu mai am timp să-ți explic că tu, turcule, care nu vorbește engleză, eu am filmat încă 20 de ore până la momentul ăsta și nu mai am putere să pun ție ce am nevoie, că mă dor și mâinile și picioarele. Oh, da. Puteți dormi mai aici? Și lucrul ăsta totuși s-a întâmplat în atâtea nopți. De asta eram într-adevăr fascinate, amândouă, și de felul în care am găsit înțelegere, căldură, ușă deschisă și o dulceață de smochine. Ați găsit înțelegere. Am găsit și dulceață de smochine. În dulceața de smochine. Așa. Și, cumva, ea s-a bucurat că a plecat, că era dor de Tesi și de Bela. Eu nu m-am bucurat că am plecat, pentru că sunt competitivă și când m-am pornit, a devenit miza mea în viață, pentru că așa ai făcut proiectul, e tu adevărat, ești acolo, nu mai contează nimic altceva. Și când se întrerupe nebunia aia în care tu într-o zi trăiești cât într-o lună și când ți s-a luat aia, nu mai înțelegi nimic. Vii acasă și stai ca prost, te uiți în gol așa și nu înțelegi, eu ce fac acum? Nu, pare că nu... Și foarte greu mi-a revenit și a fost o perioadă în care noi nu am vorbit. Pe bune. Da, adică a fost așa. Eu am lăsat-o...
simțeam că am tendința să o învinovățesc. Am înțeles ce că zici. Dacă eram cu cineva cu o putere fizică, să zic, mai... Dar până la urmă tot s-a rezumat la puterea fizică? Adică probele respective, ultimele probe ale voastre s-au rezumat la această putere fizică? Cumva a contat, cred că a contat și asta ce obțin în ziua de... Și un șir lung de ghinioane, adică când e să nu fie, nu se leagă. Deși porniseră, mamă, o să-mi aduc aminte ziua aia de dinainte să ieșim toată viața. Chiar eu am suferit enorm. Mi-a plăcut mult de tot adrenalina aia. Nu, îți dai seama că nu mai ai în alt context cum să întâlnești așa ceva și să faci parte din așa ceva. Hai să spun o chestie. O să preconizezi ceva. Și te pregătești că o să cântăm o melodie perfectă. Eu cred că tu o să-ți găsești jumătatea ta. Fii atentă ce spun. Iar jumătatea ta... E aici? Băi, nu știu. Așa? Dar jumătatea ta va fi ori alpinist, ori... Nu. Va fi combinație dintre alpinism, parașutist... cățărător de la un om care se duce din Nepal până în Anzi, din Popocatépetl. Ce scuze Com? Pentru Popocatépetl, o să-ți explic. Alexandra, hai în Amazon, sigur că da. Deci așa o să zici, da, sigur că da. Pentru că tu ești o nebună care îi place aventura asta care îți pune sângele în mișcare. Asta ești tu, de fapt. Să știi că am ceva, dar am avut tot timpul o limită, știi că vorbeam de partea de emoție și timiditate, dar mai a fost o frână, care nu știu de unde vine, posibil să mi-o pun singură, în a... Categoric să o pui singură. Izbucni și a fi cum sunt dar eu. Dar Doamne păzește! Aoleu! Să-ți dai frâna aia jos. Auzi, peste 20 de ani, auzi, cine e tipa asta, președinte României? Oh. Un Alexandru Ungureanu. Da? Conferință de presă. Câte semnături avem nevoie? Că încep de acum. Hai. Zi-mi care-i sloganul tău. Nimic și fără dragostea muzică. Dragostea ta. Care acate să ai viața ta. La Piovra se întoarce. Dar, vrei să-ți spun ceva? Tot în premieră nu mai știe nimeni. Zi. Că vorbeai de partener jumătate. Fără să știi. Jumătatea ta, ai cunoscut... Ai fost, bine, tu ai cunoscut pe mulți dintre mulți. N-am văzut chiar așa mulți, dar de-a lungul concertelor așa. Care mai veneam cu câte unul, nu știa nimeni, tu i-ai știut care... Și eu știi, cumva știi și pe prietenul meu, jumătatea mea minunată, care nu e nici alpinist, dar are timp, vrea să apuce de schi. Ai fost acolo în ziua care ne-am cunoscut. Atâta, gata, restul în episodul viitor. Nu vrei, lasă că zic doar. Simac, băi. Deci am fost... Gata. Te pup, iartă-mă, e iubita ta aici. Ia-ți vorbesc acum. E o piesă de înțeles acum. Da, opriți securitatea! Nu te crezi. Da. Las lumea să disprețuiască ascunsa taină dintre noi. Prejudecata omenească arunce în cadeți cu noroi. Prejudecata omenească arunce în cadeți. În fața idolilor lumii nu plec genunchii, nu
cerșesc. La fel cu tine gândul nu-mi, nici să iubesc, nici să urăsc. La fel cu tine gândul nu-mi, nici să iubesc, nici să mă afund fără să caut rostul, în chipul nici voios, nici trist. Vorbesc cu prostul, cu neprostul, doar pentru sufletul meu exist. Dar pentru suflet îmi exist. În larma lumii ne-ntâlnirea, o zi ca orice altă zi, fără de bucurii iubirea, fără tristețe spărți, fără de bucurii iubirea, fără tristeți ne-am despărți. Deci aș asculta-o pe fata asta în continuu toată... Mi-aș pune un CD... Puneți un CD cu Alexandra Ungureanu să-ți cânte ea așa. Și te, și te duce departe și nu te întorci decât mâine dimineață. Ce deci bucurie mi-ai făcut. Asta ești tu. Cam asta ești tu, draga mea. Ești plină de bucurii. Să știți că Alexandra era de neoprit în copilărie. Un amănunt pe care puține lume-l știe. Da, da, da. Ea, la un moment dat, s-a cățărat pe un gard. Nu ți-are. Da, s-a cățărat pe un gard. De fapt, nu era gard, era acoperiș pur și simplu. Am vrut eu să o... Nu, a fost pe acoperiș. Acoperișul bucătăriei de vară, de la țară, nu? Așa. Sub dud, m-am curcat să curec dude. Așa. Dude albe, nu de la negre. Dude albe. Ale albe îmi plac. Dude. Așa, dute de aici, așa. Și... Da. Cum ai făcut? Ai prins aia așa și ai glunecat. Aveam un sistem. Deja cercetat cu prietena mea, cu Marinela. Ne-am întâlnit la Barcelona anul ăsta.
Eu țineam pe teritoriul Mioritic, s-a dus cu Barcelona cu tot. La Barcelona. Barcelona. Eram pe Rambla acolo, pe Gambra Rambla. Fix, acolo, am băut cu Marinela, eram la Dude. Albă, tot albă. Voi mai discutați despre episodul ăsta? Nu, n-am apucat, că ne-am văzut 2 ore după mulți ani. Nu pot să... Dar... Marinela, uite ce, ce trebuie să discutați voi la Barcelona. Tu, ce mai faci tu? Ce bine arăți, mă, Alexandru. Eu sunt Marinela. Așa. Tu îți mai aduci aminte că mergeam după Dude Albe? Da. Și, și făceam castele de nisip și... nu, asta nu pot să zic. Ce, m-am... Da, mă, și... Nu. Făceam niște lucruri. Așa, da. De astea, de curiozități, de copil. Și că da. Observam stelele. Exact. Așa. Așa. Și... îi ascultam pe cei mari vorbind, că întotdeauna era mai corect. Interesant să auzi ce se vorbește și se bârfește. Și la un moment dat am constatat că am fost surprinse, că s-a clintit o din aia, o țiglă, așa, o din aia de pe casă. Așa? Și am dat să fugim. Corect. Ea mult mai sprinternă, mai atletă, mai antrenată, eu mai moluie. Și am căzut... pe lângă gardul din, de la Găini de acolo. Și un obiect ascuțit, dar și ruginit, s-a înfipt într-o parte a corpului meu. Înțelegi? Asta s-a întâmplat. Da. Dragă Marinela, vreau să spun am că... Am un semn și acum ziua. Băi, eu o singură dată eram în copilăria mea, am o singură chestie. Am început să miște... antrenamente la judo. Și cred că aveam vreo 12 ani. Și nimeni nu mi-a spus, vezi că astea sunt niște sporturi mai periculoase. E, și de aceea... Ai avut centură? Nu, n-am avut centură, pentru că până la centură mi s-a fracturat clavicula. Au. Și de când m-a fracturat, după aceea am zis că pianul e mai ok și nu mă bate deloc. Mă că trebuie să muncesc puțin mai mult. De aceea, dragă Marinela, te pupăm și spunem că I want to be with you. Dacă vrei să te duci, îți închiriază un apartament la Pesbun, la Barcelona. Mișto, de lux. Băi, merge la Barcelona. Mergem. Barcelona. Apacolă. Deci, eu vreau să cântăm o singură strofă și un refren. Dar dacă ne prostim mai departe, ne prostim mai departe. În orice caz, vă atrag atenția că aceasta este o piesă pe care n-am cântat-o niciodată, pentru că știu, acum 30 de ani când am intrat în televiziune, mi-am zis, nu cânta piesa asta cu oricine, așteaptă. Și am așteptat 30 de ani. Atât aștept, da? Da, 30 de ani. În momentul și eu mănânc nu cu macadamia, dar cum mă spui? Uite, bea. Și fii atent că asta e... E o piesă grea? Cea mai grea. Bravo, Marius. E o piesă grea, iar Cristi mi-a zis că începe cu vocea. Aolea. El îți dă tonul. Și trebuie să-și ghicesc. Acorduri, de acordurile. Na, nu-i da așa! Nu cânta melodia, de acordurile. Seamă cu Miley Cyrus. Sper că nu e. Acum, nu, aia nu era cu 30 nu toate de drumurile duc la Miley Cyrus, oprește totodată. Băi, știi, apropo de Miley Cyrus, v-ați văzut aia pe TikTok? Că vorbește așa. Yeah, I'm Miley Cyrus and I love you. Exact la fel, era și un animal care vorbea tot așa. Ești gata? Wow! Cu de tare! Mamă, ce mi-a făcut piesa asta. Dar nu m-aș fi gândit. Normal. Doamne, ce echipă, ce spate ai. Ce research-uri. Ce... Wow! Acesta este... Așa. Acesta este binecunoscutul microfon de la Vocea României. Mulțumesc, Cristi. Și acum ăsta este The wow. Voice. Doamne și domnilor! Este o tonalitate mai mult decât nepotrivită, cred, dar hai că vedem. Yes! Deep inside I hope you feel it too. Waiting on the lines of greens and blues. Just to be the next to be with you. Just to be
asta. Yeah. Yes. Doamne și oamenilor, fiți foarte atenți că în cele ce urmează vă vom spune ceva special de nedezvăluit despre Alex. Vezi că ca și aia de la tabloide, vezi? Ceva breaking news. Spune-mi, draga mea, îți place în continuare să cumperi pijamale? Deci eu am această problemă, nu pot să port pijamale. Dorm dezbrăcat? Puteți să ne lăsați, vă rog. Am și nu dorm dezbrăcat, dar am făcut eu un compleu, așa îi spune? Un compleu? O combinație. Un compromis. O combinație între un short care este de culcare și un tricou care este tot de culcare. Un short de tenis. Nu. Un short casual, home casual. Pe culori... sobre, pastelate, nu, roșu. Nu. Care pică la mână. Asta e culoarea care pică la mână. Dar vreau să spun că știu pe un tip pe care îl știi și tu, pe nume Jorge, care el a vândut pijamale. A avut o afacere pe pijamale și a oprit-o chiar, cred că, în timpul pandemiei. Deci nu i-a mers pijamale? Păi nu m-a cunoscut pe mine, că i-a cumpărat toate pijamalele. De ce nu mi-a zis? Ia, Jorge, aici sunt. Gata, se rezolvă. Te-am rezolvat pe viață. Clienta ta, singura, clar, clientă, bine, mai are și alții, dar singura ta clientă este Alexandra. Da, oricând, de bumbac, de satin, de pânză, de... Îmi plac pijamalele. Drept dovadă, am început să le port și pe stradă. Da. Nu știi setul ăla cu cămașă de aia, cu butoni, cu revere, îți are și poză. Și cu pantaloni largi. E pe internet? Da, măi, că s-au băgat pijamalele, s-au introdus în modă. Se cheamă chiar pijamas și se găsesc de cumpărat la multe dintre brandurile de haine. Băi, și eu îmi puneam problema cu ce naiba apar la Sala Palatului. Da, stai să-ți arăt. Dar eu chiar... Dar nu, chiar dăm... Nu, dăm chiar poza. Da. La Sala Palatului vezi că vreau de aia șampană de idei? Da, nu știu cum, nu mai satisfac costumele astea negre, intens. Cu cravată intens. Imediat. Știu, eventual și Sinatra, poate schimbăm chestia. Nu mai cu cravată, cu pijama. Bine, la băieți n-am văzut chiar așa des, dar pot să... Băieți, deci pentru băieți nu sunt? Nu, dau judecată. Nu sunt așa de curajoși, dar ai putea să fii tu, că tu ești. Uite, dragă. Eu sunt Marco Polo, curajosul. Pijamas. Shooting. Nu sunt pijamale? Nu poți zici că nu sunt pijamale. Dar e... Adică poți să iei ca un fel de piesă care... Dar chiar așa se cheamă. Set, pijama, adică pijama, stai el, dar sunt de zi. Am foarte multe. Cristi, copii, Sergiu, Marius, Ștefan. Și la fel de mult îmi place, probabil că ai scris acolo, dacă cine a făcut documentarea s-a interesat bine, la fel de mult îmi place și să spăl vasele în continuare. Atâta, din îndatoririle. Din îndatoririle casnice cu acest lucru mă delectez. Speli vase în costum de baie? Nu. Spăl vase la chiuvetă în ciofi să fiu îmbrăcată. Nu. Și rochie de seară am spălat și în costum de schi, că eram la... într-o cabană cu 16 persoane în Austria când am fost la schi, până îți descoper că exista... mașina de spălat vase, asta erau acum niște ani și totuși vase pentru 16 persoane a fost un pic cam mult și pentru mine, dar în general mă relaxează această activitate. Mănânc și după aia spăl frumos și după ce fac... Eu zic să o luăm pe... Și nu. Tu? Sper. Draga mea, brusc, am niște planuri pentru tine, nu le știi încă, dar în mintea mea se formează planuri pentru mine, pentru tine, pentru că tu nu numai... Ești o persoană care e foarte generoasă. Dar dincolo de asta, tu ai devenit ultima vreme, pot să citesc, ești un travel blogger. E adevărat chestia asta? Te duci prin țară, colinzi prin țară și povestești după aceea. Da, povestesc, arăt. Ai relatat cum se ajunge, cum se stă, zim, capacitate. Pentru noi, pentru cinci... Câte persoane? Uite, suntem cinci persoane. Dă-ne o... Păi numai cinci? Fimea are alte... Da? Nu mergi cu noi? Placa. Mă rog, nu cu noi, cu voi. Cu voi. Cineva trebuie să rămână și aici, știi? Dar deci noi... o locație unde să nu facem nimic, să stăm. Zi. Și nu mai bine stați, dacă tot stați, la o piscină încălzită, cu view.
panorame. Bravo, bravo, cum îi zice la asta? Unlimited, limit. Infinity pool. O, sunt. Prost m-a făcut natura, infinity. Infinity pool. Avem mai aproape, avem la Moeciu. Notează, notează, Marius, Moeciu. Avem la Mărgău de Cluj, avem la Tihuța. Tihuța, da. Ăsta e pasul Tihuța. Da, acolo este un... Oare și, încălzită? Dar încă bem, pentru că sunt noi este mai malaci. Ne facem din... Să încăpeți piscină sau în cameră? Adică dacă de exemplu, intrăm în Infinity, dăm Infinity de cap. Practic e infinit și are un să curgă, fiind infinită, nu? Eu cred, draga mea, că tu ești foarte mult umblată prin lume. Schimbă instrumentul. Mm. Și pentru că ești umblată prin lume, noi ți-am pregătit o surpriză. De asta mi-era frică. Astăzi, Alexandra Ungureanu vă va spune ce se întâmplă când o persoană care dorește aventura se plimbă prin lume. Poftim. A zis nu. E prea târziu. Doamne și domnilor, să înceapă muzica. Zile, zile. Mama, aici trebuia una mai ușoară. Asta e jale. Da. Am umblat lume prin tine, ai la-la-la-la-la-la-la. Să văd dacă dau de bine, ai la-la-la-la-la-la-la. Un pic mai așezată, vinele de mine fuge, ai la-la-la-la-la-la-la. Răul din urmă mă ajunge, ai la-la-la-la-la-la-la. Cunoscutul taragotist. Prieteni mulți am mai avut, măi, hai la 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 la. Și mult bine le-am făcut, măi, hai la 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 la. Dar când am ajuns la rău, măi, hai la 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 la. Prieteni mi-au fost Dumnezeu. Alexandra din Onești. La cântarea României. Nici băicuța nu mă crede, ai la 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 la. Năcăjită când mă vede, ai la 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 la. La lume nu povestesc, măi, ai la 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 la. Că mai rău mă otrăvesc, ai la 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 la. Oi trăi, Doamne, așa. Ai la 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 la. Dacă asta-i soarta mea, măi, ai la 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 la. Bravo, băi, băi! Extraordinar, extraordinar ce inflexiuni. Băi, băi, fata mea. Country. Doamnă și domnilor, îmi cerem scuze. A fost un neologism. Country înseamnă de la țară. Ca să, din inima poporului. Deci ce
O pup pe această ocazie pe doamna Nineta Popa, alături de care am interpretat această frumoasă nestemată din folclorul românesc. La emisiunea Odată Once Viață, unde am fost de vreo 7 ori. Pe bune? Da, mie îmi place folclor. Cânta și cu grupul Iza. Ce ai cântat cu grupul Iza? Când m-a făcut mama lume, când m-a făcut mama lume, ai ceasurile n-o fă bune, ai la 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 la, ceasurile n-o fă bune, ai la la la. Așa, când... cu strigături, cu de-astea, doamne. Și, și mi-ai spus la început de Maria Tănase. Da. Ce cânti tu de Maria Tănase? Până când nu te beam, uhăi bade, cântec din nou aș. Doamne și domnilor, fiți foarte atenți. Colegul meu, Marius, scoate lansatorul de grenade populare. Dar aș vrea să cânt cu tine Uhăi Bade, că e foarte simpatică, știi? Care Uhăi Bade? Uhăi Bade. Păi Uhăi Bade, Uhăi Bade, Uhăi mă, da 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 da. Și eu ce cânt? Uhăi bade, uhăi bade, țucă-mă, la-la-la-la-la-la-la, că ți-i seama la găleată. Că ți-i seama la găleată. La mândruțe câteodată. La mătut? La mândruțe câteodată. Că ți-i seama la găleată. A, strigătura după aia, de fapt, așa. La mândruțe câteodată cânt eu, la 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 la, și tu cânt. Ai eu că vin amu călare pe vânătul. Asta trebuie să cânti tu. Ai eu că vin acum călare pe vânătul. Asta e de la Vinetul, bă, căpetenia pașilor, de la țară fraierilor. Habar n-aveți cultură, carmei, să cântăm. Ai eu că vin acum. Scoate text. Deci când intru să-mi faci așa semn, da? Da. Ai eu că vin acum călare pe vânătul. Amu călare pe vânătul. Ai eu că vin amu călare pe vânătul. De fiecare dată, ia cântă, are 4. Hai că vin acum, uite pe vânătul, da. Hai, hai, zice, haiu, haiu. De la tine tu. Da. Haiu, că vin acum, călare pe vânătul. Asta, ok. Și a doua oară, ai 4. Deci la a doua strofă ai 4 versuri. Au pe lângă stână să facă brânza bună, să nu fie usturoaie ca gura de jânăroaie. Nu știu ce e. De la jumări. Deci, haiu că vin acu, călare pe vânătul. Asta e una, da. Și a doua este... Aiu pe lângă stână. Aiu pe lângă stână să se facă brânză bună, să nu fie usturoaie, ca gura de jumăroaie. Ca gura de jinăroaie. Jinăroaie, ca gura de jinăroaie. O să aflăm într-o zi ce e aia jinăroaie. Jinăroaie cred că vine de la jinars. Așa. Sunt, am fost etimolog odată. Sunteți gata? Doamne ajută! La mulți ani, sănătate! Hello! Da da era ra ra ra, și dacă vine ce? Da 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 era da da ra. Au pe lângă stână bună să se facă brânză bună, să nu fie usturoaie că gura pe jinăroaie. Da da da.
Această vară, această vară ai fost mânzar, ra 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 ra. Și la vară, și la vară ești brânzar, la 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 la. Că știi seama la găleată, la ra 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 ra. La băciță câteodată, la ra 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 ra. Hai eu că vin acum călare pe vână tu, mă! Băi, e de departe cea mai ciudată piesă populară pe care am auzit-o viață. Explică-mi, zi-mi... Modulez ca să revii, ca nu... Deci... Îți mulțumesc că mi-ai dat această experiență. Noi nu-ți mulțumim că ai băgat în cap chestia asta. Dar să asculti. Nu, 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 de azi înainte, dragii mei. Păi asta, vocea ta aveam în cap. Hai! Deci fii atent aici, ca să vă spun. Când am făcut canto clasic, lângă mine, era unul care studia canto popular. Mi se pare o performanță cel care face canto popular. Pentru că nu se aseamănă, deși practic emisiile sunt oarecum asemănătoare, nu se... Nu, no, nicio treabă. Dar eu n-am făcut canto popular, mie îmi place folclorul și îl cânt ca mine. Adică n-am nicio pretenție, de seama. Nu, tu cânti foarte bine chestia asta. Dar foarte place. Bine. Adică ce-mi place, cânt. Nu, culmea, eu sunt moldoveancă și nu pot să cânt Moldova. De-alea mărunțele. Eu cânt Banat, cânt din Maramureș și mi-ies. Oltenia nu pot să cânt iar. Am mai cântat Dobrogea, Ochii tăi, măsline negre. Cum? Hai, hai, ochii tăi, măsline negre, hai, hai, după ei badea se pierde. Ochii tăi te-au dus departe, dorule măi, hai, hai, Dunărea dragă să-i poarte. Așa. Spun eu că fata asta ajunge mare, vă spun eu. Voi nu mă credeți, la treaba pensie, voastră. Imediat, eu treaba... după nu, colț. Nu, 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 eu nu. Dar în momentul de față, dragii mei, mă simt ca o femeie, bărbate, mă simt ca o femeie. Man, man, oare pe mine vezi că mă sună și Naya Twain, fii atent. A? Nu, nu. Nu, nici pe mine nu mă sună. Nu, că acum nu m-aș mai duce să cânt, că ea că a luat-o razna. De când am cântat aia cu vânătul, s-a dus tot. Nu mai. Da. Doamnă și domnilor? Am fost în Vegas, am fost lângă ea, am vrut să cânt cu ea, nu m-a chemat, acum nu m-aș mai duce. Nu-mi place. Ai văzut? Arată senzațional, aș pune peruci colorate, e foarte stridentă. Am bătrânit dubios. Dar o iubesc la fel de mult, ce să fac. Da, e adevărat, știu ce zici, am văzut niște filme cu ea și mi se pare, nu știu, mi se pare puțin că nu știu dacă noi când vom ajunge la vârsta respectivă vom fi la fel de excentrico, nu știu, schimbători, aș putea spune. E foarte interesant pentru că ceea ce se întâmplă în România nu se întâmplă în alte părți ale lumii și viceversa, știi? Mm-hmm. Știi de unde am îmbrățarea asta? De la tanti Lenuța. Ah, tanti Lenuța lui Mircea. Da, da. Din Chinteni. Ți-o cântat? O și cântat. A cântat puțin. A cântat puțin și mi-a zis că eu prea le țifrălesc. De ce râzi, mă? Bineînțeles că la podcast au venit niște explicații, că lumea nu stă degeaba când se uită la noi și scrie, vezi că țifrălesc înseamnă așa. Și pe ce? N-ai avut traducător? Mircea nu le știe nici el pe toate? De unde crezi că știe Mircea? Nu știe. Mircea le are cu edit, stop, rec. Filmat, cu filmatul are Mircea. Și cu scenariile. Și face un film acum. Și acum, bine că ai venit, pentru că mă gândesc să-i spun așa. Deci, filmul se face Vacanță în America și Mircea o să fie închis acolo, bunica vine și îl salvează, iar eu când la Las Vegas... La Las Vegas filmează cu bunica... Vezi? A prins deja scenariul. Nu, ăsta e scenariul pe care l-am dat eu. Și acum e foarte bine că ai cântat, dacă pentru că vine. O să fie acolo. Și o să fie impersonation Shania Twain. Când mergem la Nashville, ne ducem și la bunica, Vegas. Bunica, am găsit-o pe Shania, te-ai fiat de aici, deci tu îl iei pe Mircea și salvezi și în spate Shania Twain cântă așa. Când te vede mama ta. Atenție! Bunica!
Let's go, girls. Yeah. Come on. Yeah. Man, I feel like a woman. Deci asta n-am mai cântat-o de... Nici o să vede. Din nou de 250 de ani. Da. Deci o femeie puternică, trebuie să știți, dragii mei, copii, colegi, care are un program foarte încărcat. Cine? Eu? O femeie puternică... Femeie puternică, ok. Care de multe ori nu își permite să facă atât de mult sport pe cât și-ar dori, să se odihnească suficient sau să se alimenteze corect. Alexandra, dragii mei, încearcă să ajungă la sală cel puțin de 3 ori pe săptămână. N-am mai fost din mai. Din mai, ai zis? Nu, dar mergi să alerg. Lucrez de ani de zile cu antrenoare. Am și declarația antrenoarei. Andreea. Mă știi pe Andreea? Ce-ți dragă? Avem și declarația. Alexandra este foarte mulțumită de felul în care evoluează, în special la nivelul brațelor și abdomenului, mă urmăriți? Urmând să se antreneze mai serios în zona coapselor. Cristiane, pentru tine asta. Alături de îmbunătățirile la nivel fizic, artista a remarcat și cum tonusul, încrederea în sine și dragostea de sine au venit odată cu noul program de sport. Am tot aici. Nu sunt puse cap la cap, dar ceva are... Nu mi-a dat toate detaliile antrenoare. Și ce face antrenoarea cu tine? Eu n-am avut niciodată un antrenor. Eu sufăr la faza asta. L-am luat pe Cristi prima dată, dar după incredibilă. Aceea... Este incredibilă, este top of the top în ce face. Ea știe psihologia sportului, ea scrie cărți despre a motiva, despre... Mă rog, e foarte șmecheră. Eu lucrez cu ea din 2008. Pe mine m-a trimis la ea Marius Nedelcu, ex-Accent. Știi pe Marius Nedelcu de la Accent? Blondu? Nu, brunet. Brunetul. Acum el e plecat în Anglia și lucrează pe ceva financiare, nu știu... Da, s-a lăsat de muzică, deși cânta foarte frumos. Așa, m-a trimis să mă fac piesă în 2008, m-a trimis la sală. Așa? Pentru că urma să scoatem o piesă împreună. O piesă, deci, piesă, și eu trebuia să fiu și o piesă în piesă. Așa. Ceea ce trebuia să fie o singură piesă s-a transformat într-o pasiune. În două piese. Da, și m-am tot dus la sală. Andreea între timp și-a făcut gym-ul ei și am lucrat până anul ăsta, în mai, pentru că ea este obișnuită și am avut rezultate. Ea are o frustrare vis-a-vis de mine, că eu ca artistă boemă, nedormită, haosată, deprimată, trecând prin toate stările, curcubeul de stări, da? Aferent. Ai avut și energie să poți face așa ceva? Nu, m-am dus în mod constant și la un moment dat nu au fost rezultatele așteptate cu un om care se duce și face chestia asta. Eu am avut ups and downs, am și lipsit cu lunile, dar în principiu ne-am ținut de treabă până la un punct. Anul ăsta am avut eu niște probleme de sănătate și nu puteam să ajung neapărat la orele programate, că ea are... lucrează doar cu câte un client sau doi și trebuie să te ajungi la o oră. Și s-a întâmplat în mod repetat să fiu nevoită să anulez niște ședințe și mă simțeam prost față de ea, care este un munte de seriozitate și profesionalism. Adică, ea... Căsătorită? Nu. Nu știu, adică n-am mai vorbit despre asta, dar... Am pus o întrebare normală, dacă e căsătorită, antrenoarea. Nu e căsătorită, antrenoarea. Este... Noi semănăm foarte mult. Ea e cumva varianta mea îmbunătățită, dacă eu aș fi și serioasă și riguroasă. Că nu sunt. Eu ți-am zis ceva la început. Așa. La începutul discuției noastre am avut o chestie. Echilibru. Dacă mă duc, eu vreau să fac foarte multe. Și mă gândesc de fiecare dată. Uite, de când am avut câteva concerte în ultima perioadă, n-am putut să merg la tenis, dar mi-am imaginat că în loc de tenis... sunt și dansez și mă gândesc că fac deja, de fapt, tenis, știi? Adică trebuie să compensez ceva. Dar dacă m-aș fi dus de 7 ori la tenis în fiecare zi, aș fi dezechilibrat toată chestia asta. Și până la urmă îți pierde cheful. Da, eu am luat o pauză, adică m-am dus la sală, dar am ieșit să alerg. Alerg.
pentru că e în aer liber, îmi dă tonus foarte bun. Când alerg, îmi vin cele mai bune idei, pe care trebuie să le și notez că le uit, dacă după ce se duce adrenalina. Fiți atenți ce s-a întâmplat cu Alexandra odată. Era el alergat. Și alerga Alexandra mea. Așa plăpândă, cum vedeți, e plăpândă. Așa. Și la un moment dat, pe banda e de alergat, nu mai ții minte asta? Că l-am izbit pe unul? Deci era un grup de vreo 14 oameni care se dau exact pe banda de alergat, pentru că ea știe clar, pe banda de alergat, banda de bicicletă, așa mai departe. Da, pe ăla s-a făcuse de curând în parc și scrie din 5-5 metri, pistă special pentru alergare. Scrie interzis, bicicletă, tăiat, trotinetă, tăiat, pieton, tăiat, câine, tăiat, mă rog, pe câine... Cu șoricel, tăiat, tăiat, da. Șițu, tăiat. Doar alergători. Și m-am dus, da, am văzut că nu se dau nici cum. Dar ai zice. Mi-am băgat căștile în urechi și m-am dus. Și... Deci, îți spun eu, acolo e o bestie înăuntru. Îți spun eu, este o bestie acolo. Să fac educație. Ești în acest parc, în acest loc super de care ne bucurăm cu toți, era o zi de vară, lasă-mă și pe mine să alerg, tu poți să te plimbi cu încă ceilalți patru. Așa, un pic mai în dreapta, pe trotuar. Ia uite ce larg e trotuarul, lasă-mă să alerg. Și omul, tipul e și acum stă acolo, pe banda aia de alergat. Dar puțin eu, gaur, pe acolo a trecut Alexandra. Nu, am fost și acum două zile. Nu mai rău. Nu mai rău. Am făcut pârtie. Sărea? Sărea. Ce nume? Sărea. Mi-a părut rău după aia că am făcut. Și eu am câteva excese de ieșiri de genul ăsta. De exemplu, îi spun lui Marius, Marius, nu mai mânca! Și de ce? Lasă să mănânce. Uite cum a ajuns. Dar nu scrie nicăieri că nu trebuie să mănânce. Parc scria, pistă pentru alergători. Eu vreau ca lumea să se uite în jur, să respecte regulile, să ne facem împreună o viață mai armonioasă. Bun, trebuie să plecăm, nu? Eu fac o reclamă. Așa. Puterea femeii. Alexandra, prim plan pe Alexandra, se pregătește încălzindu-se pe loc. Da, foarte Cristi, atenție, ce urmează, da? Pistă pentru Alexandra, încălzindu-se pe loc, groplan, ochi, asta înseamnă groplan, ochi, încălzătoare, își aruncă privirea în față, vede un grup de oameni care stă exact pe banda ei de mers. Puțin se încruntă, atenție, bate vântul acum, încă n-a început melodia. Fii atent, stai că pregătesc melodia. Stai, nu te grăbi. Stai așa. Așa. Și Alexandra zice, ca ăla, mouse. Mm-hmm. Așa, deci. Nu, ca pisica. Cum era? Thomas O'Malley. Aha. Tut, știi? Aha, ăștia îmi sunteți voi. Bine. Și începe muzica. Sunteți pe banda mea? Vreți să vă jucați cu mine? E, cu mine nu va merge!
vreau să te întreb o chestie foarte importantă și toți colegii mei sunt aici. Dar chiar zici că am fost pe pistă de alergare. Deci... Gata. Iartă-mă. Că vreau și eu... Nici nu mai ai timp să bei, să mănânci. Să mai... Dar vreau să te întreb o chestie. Unde te vei duce de Crăciun? La cabana Plăpmioara. La cabana Trei Brazi. La cabana Trei Brazi. Stau acasă. În București? În București acasă, da. În București? Chill. Da. Auzi, noi cântăm undeva, poate vii cu noi. Hai, vin. Că de Revelion nu am unde să mă duc. De Crăciun, de obicei, nu am puc să bucuiesc din timp locuri faine și alea se bucuiesc cam cu un an înainte. Deci pe locurile faine unde colind eu nu mă mai primesc acum. Decât la pachet cu alții. Nu vreau să mă duc cu niște străini de Crăciun. Dar ideea este că o singura chestie că noi acolo unde cântăm nu o să avem Infinity Pool. Mm. Noi suntem Infinity. Mm. Mă gândesc să facem și o trupă Infinity. Că alte trupe prestigioase și-au dat nume și acum urmează să facem și noi Infinity. Eu vreau să spun că în urmă cu ceva ani mi-am cântat ceva. A mai rămas? Ceva? Da. Ce-am cântat? Da, a rămas pentru că ușor venim în în partea asta a sărbătorilor. Zi-mi un cadou pe care vrea să-l primești de sărbători. Nu de altă, dar vreau să-i scriu Moș Crăciun. Pentru Alexandra. Te ascult. Trebuie să vorbească în mai multe locuri. Trebuie să dați doar niște telefoane, că în principiu lucrurile sunt rezolvate. Trebuie să fie niște retușuri la mobilă, ca să mă mut. Adică aș vrea că nu o să mă mut până de Crăciun, dar până în februarie, să mă mut în apartamentul meu care este în lucru de... Retușuri mobilă, de ceva vreme. Doi. Da. Aș putea primi niște accesorii de casă. Accesorii, nu pijamale. Ba da. Accesorii. O pijama nouă. O pijama, asta e o chestie, cred că și fiimea cere tot așa. Da. O pijama nouă. O oglindă cu ramă neagră. O oglindă cu ramă neagră. Și un din ăla de... Abajur. Exact, aproape unul. Ia, iartă-mă, dar pentru mine abajurile sunt așa, așa. Un abajur. Perfect. O lampă și... din aia așa, penal de colț. Și te deranjează dacă iubitul tău o să vină să-ți aducă toate astea? Le dau eu lui sau cum facem? Mie să-mi spui exact ca să știu cum trec, da? Nu, trebuie designerul care se ocupă să-mi trimită link-ul și eu le cumpăr. Da, să-mi le trimită. Doamne și domnilor, alături de Alexandra, Crăciunul începe! Crăciunul începe! Nu, că iubitul a promis că de ziua mea mă duce și e surpriză. Nu stricăm, nu ne băgăm. Pe 28 decembrie să-i dați telefon, mesaj. Nu răspund. Alexandre, dar nu o să vă răspundă. După 5 seara nu mai răspund. Deci grăbiți-vă. Wow! Îmi aduc aminte și cu ce eram îmbrăcată când am cântat asta. Aveam niște picioare mou. Da, aveai fustă scurtă. Fustă scurtă, fustă... ce vremuri! Aveai fustă scurtă, ce vremuri! Dar și părul scurt și nu-mi stătea chiar așa de și tine. Și zâmbetul era mi minunat. Then the fire is so delightful. So delightful. And since we've no place to go, what? Let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping. And I brought some coal for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. You better not cry. What? You better not bow. I'm
is checking it twice. Gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. Yeah. He sees you when you're sleeping. Yeah, what? He knows when you're away. He knows if you're on being good, bad, or bigot, for goodness sake. Oh, you better watch out. Watch out. You better not cry. Not cry. Așa făceam în urmă cu vreo 200 de ani. Yeah. Păi mă dusei, păi mă dusei să trec la ouă. Ce înlățire firească. Hai toată lumea, atenție, 1, 2, 3. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. All the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Magia Crăciunului, doamne și domnilor, pentru că de Crăciun ce putem face noi? Să punem niște... Să punem niște... Am putea totuși să nu așteptăm până la Crăciun să mâncăm... Da, da, te rog, iartă-mă. Așa, să punem niște... Să punem niște... Pe calamar, vrei să zici. Mr. Saturday night. I'm living on high. Don't get her mind anymore. Ba 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 ba. Iată primele întrebări dure pentru invitata noastră de astăzi, născută pe 28. Primele? Păi și ne-am făcut prea urmă. Ultimele, scuze-mă. Ultimele întrebări. Ca niște torpile. Stai că am asta la gât. Ca niște... Știi că dacă ții ăsta în jurul gâtului, te strângi așa de gât și nu poți să... Formidabil. Acum am dat seama. Niciodată n-am făcut asta. Aceste întrebări vor funcționa ca niște torpile. Mm. Prima întrebare. Care este cel mai bun sfat de călătorie pe care ni l-ai da nou acum și tuturor celor care ne privesc? Travel light. Să împacheteze bagajul doar într-o oră, că dacă depășești termenul ăsta, după aia se pierd și se pierd și se pierd ca mine. O zi întreagă împachetez. Deci trebuie să împachetez bagajul într-o oră. Foarte într-o oră. Interesant. Dacă împachetezi într-o oră, aia, te iei și te duci. Altfel pierzi vremea și după nu aia devine sigur pe lucru și iar pui și iar scot. Nu, ai primul feeling. Pac, pui acolo și gata. Cum? Nu-i cazul ăsta. Nu? Dar tu cât stai? Dar ce aveți de pus atâta? Când te îmbraci, cum? Când te îmbraci, când te muți? Când te îmbraci, zici că te muți. Când te îmbraci, zici că te muți? Adică mult. Nu. Când te îmbraci, zici că te muți. Tot ce ai pe tine și atât, fără... Băi, dar vorbiți în acțiune... Mai bebește pentru mine. Cristiane, tu cât...
ultima ta vacanță unde a fost? Aici. Băi, fii aici. A zis exact aici. Și acum, telespectatorii, vă face un fond special și te vor trimite în Maldive. A doua întrebare. Cântare cu trupa sau cu DJ? Cu trupa. Așa să ne audă Dumnezeu. Rasa și DJ. Și DJ, ce? Hai că tu-ți permiți. Deci cu trupa și DJ. Da. Cu trupa și DJ. Uh-huh. Waka, waka. Așa. Rasa preferată de câine este... Tu șopti, mă. Și eu, și tu, și tu. E cel mai drăguț câine de pe planetă. Cel mai iubitor. Cel mai iubitor? Da. Du-te, bă, normal. De aici. Da, 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 hai. Aproape la fel de drăguț este, ca un șițu, este Grogu. Nu? Cine, Grogu. Cine, cum? Grogu e drăguț. Grogu? Grogu. Little. Ah, little Grogu. Noi am discutat despre, practic, colegii mei sunt tot din Mandalorian, profesioniști. Uh-huh. Și Grogu, deci cum zic, ăla e un nume românesc, mă. Grogu. Normal, Grogu, dar băgăm un râ ca să mai facem puțină chestia asta. Salutări lui Lucas... care se luptă cu sabia laser pe care eu am descoperit-o chiar. Așa, da. Așa. Fie dacă wow. Acum o să spun o întrebare foarte... Nu am făcut-o eu asta, a făcut-o Tavi. Haină cu poveste sau haină în care urmează să creezi povești? Oh! Auzi? Poți să bagi un... Când îmi dau așa în cap un tum, fie deci, 2-3 și... Deci răspunde la întrebarea asta. Haină cu poveste sau haină în care urmează să creezi povești? Mamă, ce înseamnă? Adică e bun de politică. Că de Tavi! Fapt, el mă întreabă de fapt dacă mă îmbrac de la second hand. Asta întreabă. Despre asta e vorba, dar îți dai seama, pus așa? Deci nu, eu cred că s-a referit nu la... Nu, fix că... aia e, nu, spun eu. Nu, nu, eu cred că tu s-a referit la faptul că urmărindu-te la toate experiențele tale de fashion, uh-huh. El a zis, ce vrei? Faci tu, te implici tu în material și în ăsta sau cumperi pur și simplu haina? De fapt nu s-a gândit la o bere și era... La o bere? La o bere. La bea bere și se gândea așa. Da, atunci okay. Asta a fost. Nu, dar spun eu că asta e, că a văzut că sunt pe direcția asta de sustenabilitate, care înseamnă inclusiv să dețin haine pre-owned, haine care au fost deja iubite și au o poveste. Și, da? Asta înseamnă, da, spun eu. Da, și. Eu tricou ăsta l-am de 3 ani de zile. Deci a fost singura mult. Dată când am apărut în fața public, în spațiu public, cu tricou ăsta. Unul am, îl îmbăturesc seara, îl iau la podcastul următor. Asta e, nu, asta, unul. Colegii mei mai au o șăpuță, niște... Ce râzi, mă, animalule? Eu nu mă schimb deloc. Știi de ce stă tricou tare așa? De ce? Aoleu! Mai ai niște proiecte de sustenabilitate pentru Cristian? Să-l susținem și pe el puțin. Sigur, suntem în trend. Da. Tobă sau cajon? Cajon. Nu te supăra pe mine. Tobă cajon. Sau cajon? Cajon. Să fie marmonicele. Scuze-mă. Mai... Tobă, cajon sau cabron? Iertați-mă, am veritățile mele de limbi străine. Cumpărături online sau la mall, ca să stabilim o chestie clară? Nu trebuie să vine neapărat la mall, dar îmi place shoppingul fizic. Să probez, să încerc, să simt haina. Poveste. Nu pot să ating asta, pentru că exact așa cum zicea și Cristian, este de 3 ani și stă pe mine. Hai zi, Cristiane, mâncați-a și ție. Piesa preferată românească all time de la Eurovision este? Românească? Da. Dincolo de nori. Cred. Nu? Beyond the Clouds, ca să știe și. Deși am făcut cover după Nicola, Don't Break My Heart, dar și aia îmi place. Dar mai mult îmi place Dincolo de Noi. 1994. Prima selecție. Acum 29 de ani, prezentată de Maria Pentru. Dar facem ce facem tot acolo. De mult. Trece timpul. Tare de mult. Ești gata pentru treaba asta? Nu, da. Din nou. Tavi! Tavi? Da. El e Tavi. La tine mă uit.
Fii atent aici. Tavia a făcut această întrebare. Nu... Rochie cu print zebră, model recunoscibil. O porți la un singur eveniment sau merge și la următorul? Tavi. Cu, deci prin zebră. Rochie. Acum nu te lua după mine. Merge, merge, că pot să o accesorizez în mai multe feluri. Dar poate fi... Ai nevoie de un asistent? Da, da. Nici, perfect. Da, da, ai dreptate, poate să accesorizarea dar schimbă, bravo. Dar mai mult de 3-4 ori nu pot. Nu. Deci ceva, ceva sâmbure de adevăr. Ceasuri sau brățări? Nici, nici. Stai, de unde am, am obișnuit... Pe vremuri purtam ceasuri așa ca al tău, ceasuri bărbătești, metalice, așa, masive. Interesantă decizie. Da. Și acum? A fost un moment în care le-am abandonat într-un sertar și brățare nu port deloc. Deci nu cumpărați ceasuri și brățări, sunt ok. Stai, scuze-mă, moșcăciun, ai înțeles? Nu investiți... Când, era... Când erai mică, cu ce cântai în mână? Cu peria sau cu fionul? Cine cântă la fion? La fion? Da! N-ai încercat niciodată? Nu la fion, la spray. La spray? La perie, la spray. La perie? La spray-ul lui mama la 4x8. Nu mai știi spray-ul 4x8? Să era 8x4. 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 Noi facem 4x8. Bine, hai să trecem la întrebări serioase. Mozart sau Beethoven? Na. Beethoven. Mai dramatic, mai... Nu? Frumos. Mai grandios, parcă. Bravo. Iar acum revenim. Luxury fashion sau affordable fashion? Affordable. Mamă, because dar... I can make it look luxury, although it's not. Vezi, mă? Vezi, mă, ce răspuns frumos a dat? Am zis că nu ne place Mozart. Tu n-ai înțeles? Puțin. Tu știi cine sunt eu? Ce șmecher e ăsta, mă? Acum, fie de acum, oamenii care nu știu au avut chestia asta și nu știu oare unde e adevărul? Oare unde e adevărul? Nu, ăsta e Mozart, clar. Nu, ăsta, ci că ăsta e... Nu. Pentru cine e asta? Bine. Ești într-un oraș din România. Seară fiind, mai sunt deschise doar fast food-urile. Ce alegi să mănânci? O shawarma sau un hamburger? Mamă. Îți spun și eu. Am în geantă un baton proteic, de obicei. N-am văzut o pasta. Da, 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 știe, știe, clar. Nu, că știu, am prins. E, nu, nu, nu. După dacă cântare... vine un tsunami, ciclon, taifun... Alexandra? Batonul proteic. Deci, pac. Vine un cataclism. Batonul proteic. Doar 200 de calorii. Te distruge, vine... Puf, Big Bang, pac, se distruge pământul. Alexandra, plutind așa în stratosferă, batonul proteic. Deci, nu, e clar. Am prins, am prins. Dar care era oferta? Deci, burger? E shawarma, shawarma este din Kentucky Fried Chicken, mă rog, shawarma și burger, hamburger, ham, hamburger. I like to have hamburger. Da. I like to have hamburger. Minunat, ești minunat. Iar acum, pentru a încheia într-o notă frumoasă, ultima întrebare, draga mea, spune-mi, care este colindul tău preferat? Nu mai știu cum îi zice, dar tu cred că pot să-l cânt. Nu mai știu cum îi cheamă. Carrie, nu, ceva, doamna, Amy Grant o cheamă pe doamna. Amy Grant, da? Da. O știu. Set up the light of the fire and that King Cole. Always sentimental, but don't you know that it's not a Christmas to remember. Dum 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 d
Știi că eu nu aleg dintre cele mai comerciale cunoscute. Pentru asta. Vocea ta... A Christmas to Remember. Pentru Christmas to Remember, pentru că eu știu foarte clar că tu o să mai guști din peștele ăsta și eu îl țin aici, nu ți-l iau de aici, pentru că o să-ți placă. M-am gândit că masa trebuie să fie umplută și mai mult. Păi, umplă, dar să aveți timp să și băcăm. Da, băi, e clar. Ne cerem scuze, estimați... Ce? Nu, nu mai... Nu mai... Nu mai avem cu ce să umplem. Da, umple, umple, da. Vino că, da, să spuneam. Eu mă așteptam la o prăjitură, dar... Noi nu mâncăm prăjitură aici. Da. Noi nu mâncăm prăjitură aici. Mâncăm doar fructe. Horia. Deci fii atât aici. Vrei să te învăț ceva? Te rog. Fructele se mănâncă înainte de masă, cu 30 de minute. Pentru că dacă le mănânci după masă, digestia... Da, se blochează digestia. Nu mai știu să explic. Băi. Dar, având în vedere oricum n-am apucat să mănânc, poți să mănânc fructe. Da, putem. O luăm de la capăt. Vrei niște fructe înainte de mâncare? Yeah. Iubita mea, hai să-i dăm un cadou, pentru că merită. O clipă de sinceritate. Oh. Și colegul meu, Octavian, mai are o întrebare. După ce? Eu țin ăsta că după aceea un bun. Raffaello, Donatello sau Michelangelo? Raffaello, Donatello sau Michelangelo? Și-a rămas Leonardo. Leonardo, Raffaello, Michelangelo? Erau cele trei. Nu, cei patru. Da, patru. Cei patru. Patru țestoase ninja. Țestoase ninja. Le iubesc. Da. Le iubesc pe toți. Pe toți țestoșii. Frumos, aș vrea să te uiți la noi cu atenție. Și să ne spui, în afară de mine, că eu sunt așa, să ne spui, uite la Marius, ce cine e? Dintre ei? Da. Marius cine e? Donatello. Cristian? Michelangelo, normal. Ștefan cine e? S-a dat Donatello, Michelangelo... Donatello, nu? Nu s-a dat. Donatello? Nu mai rămas. Tu ești Luciano Pavarotti, perfect! Exact, Pavarotti. Tu ești Pavarotti. Draga mea, din partea domenilor Cuza, rară neagră, asta sigur, sigur o să-ți placă și ți-o dăm cu mare drag. Mulțumesc, mulțumesc. Pentru o voce senzațională. Perfect. Pentru ochi minunați, pentru o vorbă amicală, pentru toate astea și mai multe, noi te iubim. Alexandra, 2, 1, 2 și Alexandra. Deci sunteți niște momâi. Nu știu cum am putut să vă pun în față cu niște tortiu ninja, niște broscuțe ninja. Niște... Auzi, de ce le spune broscuțe? Că suntem mai oamenii. Nu, de ce broscuțe? Deci țestoasele, că zita mai țestoasele. Țestoasele ninja! Deci asta e o masă foarte plină, cu trei glonzi la rădăcină. Iată, aceasta este masa plină, vin... microfon de la vocea așa. Acum, Alexandra e doar la începutul mesei, servește fructe, că după aceea vor veni ăsta. Vorăm de la început, da. După aceea stixuri și după aceea mergem și acasă. Noapte bună. Îți mulțumim din suflet că ai trecut azi pe la noi. Noi stăm la masă. Nu am trecut, zici că m-am mutat la voi. Mai vine omul, mai și pleacă. eu tot aici. Cine s-a mutat la căsuța mea? Cum era mai aia? Dar cum erau versurile? Cine bate rea? De-a fel, așa mea. Eu sunt polițistul care... Printre fructe și fructe de mare, vin niște versuri cu mare valoare. Ăstea, știi cum se cântă astea așa? La mulți ani pentru 27-28 decembrie, pentru că va fi 27-28. Lasă să fie 3 zile, 27-28-29. Da, vreau să-ți îndeplinești toate visurile.
am făcut-o pe aia cu mobila. Și dacă... Vezi că după ce mă mut, lansez și eu o colecție de mobilă. Stop! 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 O luăm de la capăt! Ce lansezi, draga mea, anul viitor? O colecție de mobilă și accesorii pentru casă. Ca cele din... Dar dă-mă exemplu. Uite, eu stau așa. Ce-mi trebuie aici ca accesoriu? Dar cum faci? Ce accesorii? Împreună cu cei care au... Dăm un exemplu de accesoriu, adică lui Cristian să îi pun o chestie lui Cristian acolo la chitară? Da, la capul patului meu, de fapt, partea dreaptă, să pun cărțile, stă un fel de noptieră, dar are, zici că e o bucată din coloana infinitului, foarte drăguță. Și are partea de jos, așa, un pic cu auriu, cu auriu, aici. Da. Și mai sunt niște bani... No, Cristi m-a dat. Da, este un parfum. Foarte tare. Da. Asta e parfumul tău? Nu. Nu. Dar Cristi că mi l-a adus, s-a gândit la mine la voce și după aceea am fost chemat la voce și... Foarte drăguț. Data viitoare Cristi o să mă aduc o coasă. Și și o să văd zancos. Aoleo, nu mă nebune aici. Și o să mai am o linie de lăs de zestre. Dau și, păi, sau nu trebuie să regăsim tradiția, o ladă de zestre în casa omului, care să aibă deasupra, o să fie un fel de pluș. Cum am eu un dressing. E cu un roz prăfuit, dintr-un material așa super catifelat, și are un anumit model, e mai greu să te explic. Are un nume special? Nu, încă nu. Colecția se va numi Alexandra Ungureanu, dar piesele se dezvoltă în perioada asta, în care oricum accesorizez casa. De când am dorit să-mi pun o parte din coloana infinitului acasă, la capul meu? Da. Pentru că de fiecare dată nevastă mi-am spune... Ce faci cu mințenia pământului? Bine! Să ai un decembrie frumos și un an viitor senzațional. Mulțumesc mult, mă bucur că am fost cu voi. Și nu uita, dacă destinul va vrea, ne vedem de Revelion. Cine bate astăzi la fereastra mea? Lucruri simple sunt de ajuns, nu-mi doresc nimic în plus, vreau și mâine același cer senin. Inima să-mi fie așa, așa, ca un fulg în palma ta pentru mine, n-ar fi prea puțin. Cer albastru eu și tu. Mie de ajuns dar muzica, mie de ajuns privirea ta, lucru simple voi păstra. Come on! Astăzi au fost alături de voi țestoasele ninja, Cristiano Ronaldo, Stefano di Lampedusa, Sergio Mendez și Mario Cavaradossi, mare tenor. Șerban a fost la sunet, Andreea s-a plimbat pe lângă noi, Tavi a pus întrebări distinse și distincte, iar colegul meu Răzvan ne-a filmat. Tavi a fost top, top, top a fost pe întrebări, top. Mi-a plăcut. Da. Nu mi s-a mai întâmplat. Niciodată nu ți s-a mai întâmplat și strofa doi ai căpătat.
lași tu așa cum ești. Când mă cer și când mă ier și speranța că nu, nu te vei schimba. Atenție, toate piesele pe care le-ați ascultat astăzi au fost n-au fost pregătite, ele n-au fost repetate. Tu ce cauți? El filmează. Eu filmez. Și pe partea asta e bine? Da. Că tot ce și eu trebuie să scriu invers? Nu. Șmecheră, șmecheră! Cine bate astăzi la fereastra mea? Încep așa, cu ce știu? Eu știam că mă vei chema. A fost senzațional. Nu mai spune aici, m-am simțit extrem de bine, m-am simțit de mult bine. O bună? Da, ești, da, efectiv a fost o bucurie. A fost o bucurie. Mulțumesc. Dragoste, dragoste. Stai să stai. Cu cea mai mare plăcere. Așa, semnă. Ia și eu. Eu aici semnez pe partea asta. Aici. Ce este acesta? Am vrut să întreb de când. Ce este acesta? Acesta. Ce este acesta? Alăși, domnilor. Atenție. E ora mesei, Alexandra. Dar să știi că eu vin la masă oricum. Îmi place să mănânc, nu trebuie să mă bagi. Nu, asta e tot din pădurea tropicală. Sigur că da. La cascadă, nu știu ce. Și acum anul ăsta? Broscuțele, nu te spază, broscuțele. Și ăsta cu asta? Da. Îmi plăcut când jingle bells la asta. Extra de cum ăla merge. Nici cu ăsta, ăsta merge acolo. Muzică abstractă de Horia Brenciu, feat. Alexandru Ambreanu.
cu aceasta să trecem formația noastră a la sfârșit. Să mâncăm. Să mâncăm.